Bună seara, România! Bună seara, Europa! Bună seara, București! Bună seara! Bună seara! Suntem aici. Eu și fratele meu, Spic. Bună seara, Spic! Domnul Gâdea, cu ce ocazie în acest... Domne, m-am adus aici, am o problemă. Breaking news, domnilor și domnilor. Breaking news. Bagă burtieră. Senzațional. Poate vă întrebați de ce arătăm așa. Poate nu. Poate, eu zic că vă întrebați și răspunsul vine chiar acum. Este finala Power Couple România. Și din respect pentru prezentatorul nostru, domnul Dani Oțil Zeno. Știi că îl cheamă Zeno? Bă, am rupt ceva la... Bă, am un costum de... Doamne, ferește! Bă, dar de ce schimb lânile alea? Lasă-și tu un... Lasă așa... Schimb lânile bă, alea! Bă! Hai, bă, că am făcut intro un să intro. Rup tu luna! Din respect pentru Dani Oțil, da. Zis... Cum? Zeno. Zeno? Mamă, ce tare! Zeno. Zeno Oțil. Zeno. Yeah. Bă, dar ăsta e numit de supererou. Din da. Respect pentru el, am decis să ne îmbrăcăm așa în această seară de sărbătoare. Iată, domnul ne-am Gâdea, ajuns. Nu spuneți. Termine că nu. Nu spune, a, nu? Nu. Parcă suntem la CNN. Da, noi am vrut să facem că suntem într-un rooftop, într-un restaurant. Că avem aici furculițe. Și l-așteptăm. Poate vă întrebați de ce e locul ăsta gol în dreapta mea. Da. Pentru că vine Jimmy Fallon. A, da, bă, da. Bă, ce tari. Vreți să rămân așa Platonul de la... Platonul? A, da. Păi nu, stai. Ce Platonul, mă? Păi stai, mă, că ăsta e ultimul episod. Uitați. S-au vândut până acum 7 căni. 7, mai exact. 7 căni. Bă, eu pot să-mi dau ăsta jos, că să moară Ciprian. Da? Stai, mă, care până vine invitatul nostru. Bine. Hello, mi-așa. Cine credeți că este invitatul nostru astăzi seară? Cine credeți că ne va umple paharele și sufletele cu bucurie? Tocmai ai spus aseară. Tu l-ai invitat. Eu l-am invitat, nu? Da. Eu uitasem că l-am invitat. Ei, eu nu, că de asta au pregătit băieții aici. Mi-a și spus. Acest set. Vezi. Am vrut că... să fie o seară mai așa, mai de eveniment, fiind finala. Eu nu sunt confortabil deloc. Nici dacă eu nu mă simt prea bine. Da, așa, dar așa stau. Așa. Breaking news. Breaking news, băi. Așa? Bun, hai să o luăm repede de unde am rămas ieri, că am rămas, da. Să avem de comentat. Deci cine a plecat ieri din competiție? Ți-aduce aminte? Emi și Cuza. Emi și Mădălina. Ăștia doi la pachet. Emi și Mădălina au plecat. Yeah. A doua zi. Așa. A, avem și aici. Da. Bă, da, tu de ce stai mai aproape de ecran? A, că sunt eu pe mijlocul mesei. Am eu asta cu simetria, nu așa. Simetria, să vedem unde am rămas. Deci pe ei am văzut, bam, bam, bam. I-am văzut pe ei, da. I-am văzut pe ei, aici s-au eliminat. Bun, perfect. Aici am rămas, dragii mei. Fiți atenți la proba asta. Ia. Ei, nu eram happy. Numai cu poliția. Unul dintre cele mai instagramabile locuri din Malta, cică. Dacă știți un lucru simplu despre acel concurent, despre cuplu, bineînțeles, ce s-a discutat deja în vilă. Trebuie să fac o plută din niște chestii, să iei niște indicii din apă, niște bucăți de puzzle și pe aia trec pe la fiecare cuplu eliminat. Și dacă răspund la o întrebare corect, primesc și la ceilalți, nu numai la propria lor, un alt puzzle. O să ne clizim un pic cum au făcut oamenii. Nu știu unde mergem și când să mă rupe plută, ce crezi, surpriză, alunecam. Ea n-a știut unde mergem. Și nu puteam să stau în genunchi. Ea crezea că mergea la plajă, că nu e așa, noi n-avem probă. Va trebui să vă scufundați după piese. Dar stai, alea intra una într-alta? Da, intra una în alta și trebuia să le stabilizezi cu niște bețe acolo. Ah. Și după aia cică era destul de mult curent pe apă și te lua, dacă nu știi să vâslești. Pune-te acolo, pune-te acolo. Și uite, unde sunt flamingo, aia sunt indiciile. Sunteți foarte bine, ați înaintat de metru! Eu în genunchi, adică aveam, cum ar veni, priză foarte bună și din... Ce jurăm? De ce? Partea asta la altă! Să dai! E bine ce facem. Extraordinar! Face curent în timpul probei și trebuie să lăsăm timpul de la capăt. Faceți un plan! Dar nu vine să cred că eu tot vâsleam. Deci îi dau pe loc. Asta se întâmplă timp de jumătate de oră. A, da! Bucata de puzzle. Și trebuie să ia de... A, ce tare! Un metru sub apă. Un metru jumătate sub apă. La ea se neagă. Nu puteam să respir. Bătea curentul de tare, nu puteam să scot ăla. Și că destul de mare curentul acolo. Vedeam pe lizi și mai departe. O, Cosmin are ceva probleme cu recuperarea piesei. A, mă, că nu era așa jos. Au luat piesele? Ia să vezi ce întrebările pune ăsta. Mișcă
Eu nu știu dacă aș fi tu să răspund. Asta e ultima probă. Penultima, e semifinală. Ah, mai e una. E semifinală. Foarte mișto. Eu vă înțeleg că ați obosit, dar mișcați-mă. Hai, 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 hai. Hai, hai. Mamă, să văd nu trecea pe stai, stai mă, și ce stai, întreba? Stai acum, acum. Eu n-aveam șansă să pun hamul pe ea, să o zi, arăt, uite, pe acolo, pe ce am reușit să pun pe ea? Hamul. Au zis hamul, mă, frate. Bă, trebuie să... Bine, dacă stai acolo, probabil știi detaliile. Dar par grele astea și... Uite, vezi ce întreabă Cristian. Un kilometru 200 trebuie să meargă. Când a fost cântat, atunci când a fost eliminat din concurs. Ce a zis? Ce întrebare? Era șarfă, șarfă. El era... Nu. Răziți-vă sufletul. Bine. Întrebare de baraj. Ce cântec ne-a fost cântat? Ce cântec ne-a fost cântat? Din concurs. Hai. Dă-mi mai tare un pic laptopul. Băi, vreau să cântați așa. Păi nu știu că eu plângeam. Plângeam când îi vedeam împreună. Plângeam când îi vedeam împreună. Băi, ești prost la cap. Le nimeresc, mă. Bine, iubire! O, ce tare! E extraordinar. Nu răbuți și foarte atenți cu noi. Și au dat o întrebare super ușoară. Și întrebarea este, ce replică ne-a făcut memorabil în joc? Redresează-te, da, bă, da. Și aici cu cât să tai mai mult, cu atât pierde mai mult timp, că e pe timp aici. Cine termină mai repede și ajunge să-și face puzzle-ul. Aștia doi cei mai relaxați, Lino, cu Delia, nici nu s-au ridicat. Pe spate. Ce animale? Am tatuate pe spate. Un lup? Nu. Leu, bă, am văzut-o pe Delia cu spatele și eu de plecând spre ori. Culcare de atâtea ori. De atâtea, da. Plecat de la și-am masa. Și-am deschis manualul de zoologie și literatura. Da. Oaie. Oaie. Câini. I-a zis tigru, dar trebuie zică doi tigri. Megal. Păi nu, ce animale? Ce animale? Tigri. Tigri, da, și i-a zis că nu-i da, că nu zice doi tigri. Tigru. Jaguar. Tigru? Tigru? Mi-au înșirat toate grădina zoologică, la singular. Deci sunt două. Singular. Sunt mai multe? A. Ai voie să spui dacă da sau nu ai voie. Ai zis că sunt animale la plural. Și cât trecea minutul ăla, toți erau hai. Și vezi că ei sunt super bine cu timpul acum, sunt 37 de minute. Da, nu zic. Ah, ok. Le dă până la urmă. Emi, finuș. Hai, concentrați-vă, aveți apă, da? Ce întreabă? Totul despre ei, n-are cum. Ce am zis lui Mădă atunci când m-a pus în fața ei, înainte să fie scutită? Protejezi-o, stai, apă, rău. Nu vrei, nu vrei. Îmi pare rău. Pare rău, sunt prost. Poți să te lovească. Pare rău că am pierdut. Sinonim. Pare rău că n-am făcut proba. Pare rău că am arătat proba. Bă, și vedeam în ochii lui Emi. Voiau să ne ajute, dar n-aveau voie. Ăștia-s nași fin de astea, nu? Nu, cred că am petrecut cel mai mult. Da, nași fin. Pare rău. Îmi pare rău. De ce îmi pare rău? Îmi pare rău că sunt că s-a salvat. Îmi pare rău că sunt prost. Îmi pare rău că... Că-s prost! Și-a ajuns sus, la un timp super bun. Pătrat și cerc peste... Și au stat la puzzle-ul ăsta cât a stat abagiu. Atunci, sau cine a stat? Nu. Dar de ce nu merg? Cătălin cu Ada. Dar ce inimioară e așa? Nu e pătrată? Doamne! Ce ne face nouă puzzle-ul ăsta? Bă, ce... Asta-i tare, proba. Dar ceva la puzzle-ul ăla. Au stat, cred că 20 minute la puzzle. Mie mi-ar plăcea ca Frobilis fii mai pe... cu găreală un pic mai bine. Deci fii atent, auzi pe la 40, da. Și termină probabil la 57. 20 minute să faci. Păi tata, pierd timp că nu înțeleg ce faci tu aici. Păi, tu ce faci? Vrei să-l faci tu? Hai, fă-l. Da. Da, totuși, de dar teoretic nu trebuie să iei marginile cât... Da, rotundul, colțul... A început Cosmei să gedeze. Ce faci? Uite că mai era o piesă aici. Nu mai putea și am zis, frate, stai. Nu, nu putem să ne necăm la chestia asta, deci refuz. Și îl termină a 57. Hai, ajută-mă! 67! Uai, din capul meu, uitați-vă! 67! Bă, dar ce tare-i proba asta, bă! Deci 27 de minute se termină asta. Bă, ce tare-i proba asta, bă, extraordinar! 53 de secunde! Mult! Da. Am o problemă cu panica, da. Hai să vedem o nouă față de a lui Radu. Am vorbit ieri cu el un pic pe Instagram.
Și zice, zic, bă, bă, mi-e place de voi. Și zice, stai să vezi episodul de seară, dacă îți mai place de mine. Zic, stai liniștit că l-am văzut deja. Ah, ok, ce i-au făcut? Mamă, fiete, cum începe să urle. Scheleții? Deci nu m-a ajuns deloc. Ești poate să vezi sau nu? Dacă 15 metri și ei n-au ajuns la primul. Arată ca două broscuțe. Mă, nu știa cum să măslească. Unde-i dai că m-am vârt în cerc? Radu, nu o să terminăm proba dacă facem așa, ok? Cheia țin în padela aia în apă. Eu împingeam și ne învârteam în jurul ei. Uite-mă, uite-mă cum mă rotesc! Radu, opresc proba dacă nu... 20 de metri și ei n-au ajuns la primul ăla. Vai! Dă-i! Unde să-i dau dacă mă rotești? Deci eu mă învârt în cer din cauza ta, din cauza ta. Ce vrei să fac? Să dai drept, să dai tot, dai pe lângă, dai în față! Radu, încerca să-mi explic. Exact ca Abagiu! Adevărat! Mai știi când s-a învârtit ca un... Uite, frate, deci eu dau, eu dau! Și eu dau! Bă, Ana, hai să facem schimb. Ia-o pe asta. Ia-o pe asta, de parcă nu-s la fel. Radu, tot trebuie să văzlește partea aia. Logic, era de mult logic. Ne certăm degeaba. Doi, și trebuia să nu meri în același timp. Dă-i. Dar ea nu știe, nu știe să devine. Nu am forță și aici n-am ce să fac. Ah, ok. Credeam că sunt cei mai puternici. 25 minutes later. Wow. Tot acolo. Și ăsta e ceea care face timpul cel mai mic. Cel mai bun timp. Uite unde da. Suntem, doar. Yes. Uite unde suntem. Nu, care face cel mai mic timp. Cel mai mare timp? Yes, yes. Dacă dau, ne rotim. Chiar era proba noastră. Eu uite unde sunt. Proba trebuia să fie a noastră. Așa este. Ok, de acum, din motive de curent, aveți voie să târâți după voi pluta, dacă vi se pare mai ușor. Hai, luați-o pe următoarea. Hai pe aici. Au terminat, le-au luat. Le-au luat repede pe alea? Le-au luat repede acolo când au ajuns. Cine s-a băgat? Câte unul. Haide, se bagi amândoi. Haide, că e probă de cuplu. Să aici, să iei pe ăștia la palme și să îi împingi de la spate ca să treacă proba. Că era stare să fac orice. Haide, odată, vino cu aici. Eu am intrat în joc cu ei. Haide! Ce a spus Cristi? Da, da. Vrea să fac imediat. Hai, hai, Oana, Haide, Oana, vino, că nu putem începe, așa. Așa? Începem, da? Da? Ia ascultă întrebare. Da. Atenți, da? Am o întrebare. Cum a spus Dani că am pășit pe podul suspendat? Și știam că Elena e dansatoare, știam că a făcut balet și mi-am adus aminte din prima, pentru că țin minte cum a arătat exact, ținea picioarele așa. Ca o balerină? Nu știu dacă știți, dar ăsta este mersul unei balerine. Aha! Atunci când coboară... Mamă, eu la asta eram lemn. Si Freddy că era în lemn. Bun, la una dintre probe eu râdeam, iar lui Cătălin îi curgeau lacrimile. La care? Aia cu copilul. Bravo! Nu? Bravo! Bucătăria a, ce tu nu știai? Nu m-am prins din prima, nu mi-am adus aminte. Oh, băi. Nu. O râs deodată. O râs, da. Uite, da. Normal, cumva. Bravo! Hai! Păi și tu ce faci? Am ajuns sus. Întrebările alea au fost simple. Dar te scucare pe de la puzzle. Da. Și-au făcut timpul mai jos decât Natanticii? Hai să vezi. Hai, frate, că, că mai iese o echipă azi. Oare cine iese? Bă, breaking news. Frate, că nu mai pot, o iau rasna. Cine iese astăzi? Oare cine iese astăzi? Nu facem nimic, că nu suntem în stare. Hai, câte la timp? 57, băi, prost la cap. Eu stau mult la puzzle ca să-l terminau înaintea tuturor, că au fost cei mai rapizi. Ce? Natanticu cu Lizzie au dat... Este. Eternitate. Mi se pare foarte mare timpul și având în vedere și felul în care am comunicat și felul în care... Sorin Diana, Sorin Diana. Voastră de cuplu în semifinala Power Couple. Începe... Da. Mult mai multă forță pe burtă, nu pot să... Ne gândeam că dacă alunecăm o să fie mai puțin pe burtă. Mi-aș plăcut proba. Ți-e frică de apă? Nu. Trebuie să bagi capul în apă să vezi de... Și aici văd că nu e adâncă. Nu e, nu e, erau la un metru. Ah, okay. Bravo, Dana, prima piesă de puzzle recuperată. Lușoare că e frică, adică e frică, nu, ea nu știe să mată. Deloc? Cât să supraviețuiască așa? Ba da, cât să supraviețuiască, dar nu știi să iei teamă. Singur. Păi nu știu, poate că reușită. Dar pare că atingeai cu fundul, cu picioarele fundul. Acolo nu cred. Deci are mai mult, are 2 metri, cel puțin. Nu, are, bă, atinge, atinge, că atinge, atinge. Ei, atunci n-ai treabă. Bravo, e ușor. Avem 3 piese, da? A luat piesele, n-a fost drama aici. Nu s-au certat, nu s-au nimic. Pas cu pas, pas cu pas.
întrebări, rapid. Haide, Sorin, vino și tu. Aici, 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 aici. Bun, sunteți atenți? Da. Am o întrebare pentru voi. Ce am spus eu în show-ul ăsta că reprezintă Elena pentru mine? Sensul vieții? Nu. Sensul vieții? Totul. Nu. Sure. Habar n-am. Astea sunt întrebări pentru noi, că noi ca moderatori, domnul Badea... Trebuia să știm, domnul Badea. Domnul Badea, că doar spagatul pe scaun știi să-l faceți, dar nu țineți minte astea. Relația asta de aici între partener și partener. Creier, te rog. Creier. Creier, te rog. Cred că în momentul în care tu poți să lași de la tine joaca, banii, lucrurile, orice, și să spese mai mult de cel de lângă tine, este mai important decât orice în lumea asta, știi? De ce îi reprezint? Eu sunt bobovul, sunt două frumite. Ce rebel? Că nu a trecut de prima întrebare. Nu știu. Hai, Sorin, că te așteaptă. Am, asta multe. Este expresie, da. Iarăși sunt în fraza aia de blocare a creierului. Elena este... susținere, curaj. Da, acolo suntem, acolo. Cum am montat și aia de mă țin pe sus, 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 pas. Plasa mea de siguranță. Plasa mea de siguranță, mă. Plasa mea de siguranță, bravo. Așa. Uite pe ăștia doi. Păi ce să faci? Era cald, îți dai seama. Toți erau de fapt. Toți care veneau epuizați. Și eu aș fi stat la fel, ești nebun? La ce probă a reacționat Lino diferit de ceilalți băieți? La proba cu furtunul. Când trebuia să punem fața apei. La proba cu furtunul? Nu, no, tot la aia cu... Aia cu cățăratul. Au mami. Că a început să cânte. La au mami. Ah, ok. Nu mai știu asta. A, da, 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 mi-aduc aminte acum, da. Au trecut și de restul. Au ajuns în vârf. Nu știu de ce stau. Stai, stai. Mai. Ce s-o fac? Dar lasă-mă, te rog. Bine, te lasă. Iubirea vieții mele. Aici au făcut ăștia la montaj o treabă. Nu mi-au arătat timpul. Am tot căutat aici, au filmat cât să nu vedem timpul, ca să nu știm la toți dinainte care iese, înțelegi? Creier, creier. Să arată la final. Și uite, termină puzzle-ul și se văd doar secundele la final acolo. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. Se vede ceasul acolo un pic, dar nu mai arată din cadru. Nu se iei nici fraier. Să țină alea. Te țină așa, bă. Păi da. Să mă lase ca să mi le pot ține. Ce am și făcut. Și am făcut pasul. Super repede l-a făcut ei. Și acum ziceam, hai, arătați-mi ceasul. Deci nu știm dacă sunt primii sau ultimii. Ca să te nu țină... Nu mi-a luat nu știu dacă ne-a luat puțin, dar eu sunt foarte mulțumită de cum... Da. Și vezi, au pus testimonial în care au zis, nu știu dacă ne-a luat mult, nici puțin, nu știm timpul. Ei, băi! Arătați-mă timpul! Mă face să stau după publicitate! Alo, regia, arătați timpul. Arătați timpul, ia. Nu-l arată, uite, nu-l arată. Nu-l arată. Nu-l arată. Cică Tudor e cel mai pudic om. Da, asta știu și eu. Cică două săptămâni cât a stat acolo, trei, la piscină când stăteau toți, el stătea doar cu glezele în apă, nu se dădea tricou în jos. A, da. Aici să nu alunești cu picioarele. Doamne, mie nu vine să cred nici în momentul ăsta că Tudor și-a dat tricoul jos. A intrat doar bermude. Deci Tudor este cel mai pudic om pe care îl cunosc în univers. Ia uite, vă înțelegeți că eu nu m-am dezbrăcat. N-am intrat în piscină mai mult de până aici. De când, de câte săptămâni suntem aici? Dragii mei, asta este semifinala! Ana și Tudor! Poate că a fost gras. Da, și, da, a slăbit. M-am zis că a slăbit atunci când era slab. Da, și-o tăia buricul? Buricul. Nu cred. Parcă l-am întrebat, am uitat. Părea complicat. Uite, vezi, bagi alea, bagi. Și le bagi una într-a ta să nu se des... Să asamblăm Pluta. Te va duce curentul. O văzut bine. Ies și eu. Stai! În momentul în care m-am aruncat direct în apă. Bun! Ea a uitat că nu știe să noate. Vai! Și n-are nici de-alea de salvare, nici nimic, nici veste, nici nimic. Ai dictat. Ana... Ce? Foarte bine, ați folosit curentul în aici favoarea voastră. Episode. Aveți grijă, va fi curent când încercați să le atingeți pe a lui Tudor. Dar s-a descurcat, deci știi să noate. Bine. N-a murit, atinge aici jos, acolo. De la mergi firai să fii de vâs la... Dar mi-au ieșit 5 la numărătoare. Deja m-am dat să-mi vorbesc, m-am zis, nu se poate să fie 5. Bravo! Da,
dar era una micuță. Ah, puneai la înghiuț. Da, îmi credeau că nu mai au una. Era fix la fundul sacului, că le pusesem deja în rucsac. Și că cea mai obositoare parte asta, aici, că trebuie să urci un kilometru și ceva. Și aici cal, cal. Vedeți, mă pun la ei în brațe. Vedeți, mă țineți puțin în brațe, vă rog să mă odihnesc puțin corp. Nu mai e. Respirați. Avem o întrebare pentru voi, da? Atenție! În ce floare am dormit? Dar și sa! În ce floare am dormit? Deci ăștia au răspuns, Ana, da, la toate întrebările într-o secundă. Primul răspuns, la tot. Băi, fii atent. A părut că pică, efectiv, că se dezechilibrează de, și pică acolo, grămadă. Ce am strigat eu în timpul probei au mami și era să opresc proba fără să vreau. Au? Nu. Au? Nu, mami. Au, tati. Pui, mami. E un singur cuvânt. Stai. Nu, 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 nu. Dasem că e au mami, nu, nu mami. Și am zis, nu, băi, o să cred asta că eu nu mai pot. E? Nu! 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 Ăla era! O veșnicie. Cu ce apelativ ne-am adresat unul celuilalt în timpul probelor? Voi? Da. Voi? Nu celălalt. Tu doar face ca alea la școală. Că... Deci, ce apelativ... Răspundi cu da. Mm-hmm. Mm-hmm. Voi! Voi, voi, nu? Da? Ăștia doi de aici din față. Deci ca să nu mă gândesc ca... Ok. Nu mă gândesc la asta. Ok. Ce faci, iubire? Muții, muții. Muții, muții. Hai, gândiți-vă. Cum îi zic eu lui Cătălin sau Cătălin mie? Pui. Iubire. Iubire, mă. Am înșelat aici, n-am răspuns repede. Nu te aud, iubire. La ultimele, cred că răspuns. Iubițel? Nu. Nu. Redresare maximă, iubire. Hai, bine. Nu mai știu. Bă, ce montează. Bă, da, voi aveți mai... timp la montaj? Da. La fac... Bă, întotdeauna mă gândesc cum la montaj. E groaznic. Că mă gândesc că sunt unele faze atât de bine montate. Da. Bă, cum îți vine, mă? Te gândești, iubire, pac, și aici bag toate alea. Cum le cauți? Până găsești... Nu, le cauți din interacțiuni, din probi, nu-i greu aici. Mie asta mi se pare, să găsești cuvântul iubire. Hai să așteptăm să găsim cuvântul iubire. Tu te duci pe probile lor. Și vezi unde trebuie trei iubiri. Bă, vreau trei iubiri. Dar tu dai câți mulți, mă? Mă gândesc că Artificial Intelligence o să facă asta curând. Știi că o face, nu? Poți să cauți după un cuvânt într-un video. Blană. Trebuie să ai transcriptul la el. Nu, cred că ți-l iași după audio. Păi, audio, prima oară îți face transcript. Ah, ok, ok. Și el când îți dă să-și în... Ok, ok. Pe transcriptul din audio. Easy. Eu abia aștept să vină. Doamne. Așa, și după aceea am ajuns la Lino și Delia. La Lino Delia. Și Delia. Tata, la ce proba să riderea cel mai mult, dar fără folos? Ce pana mea? Stai că m-a întrebat lumea, că tot am zis de AI acum. Un super program de AI pentru cine cântă și pentru cine are nevoie de așa ceva. Spectral Airs. L-ați auzit? Da, ce face? De la Steinberg. Este... E cu bani. Plătiți-l. Așa. E cu bani. Nu e mult, $200. Ok. E cel mai bun algoritm de până acum ce am întâlnit. Îți scoate, de exemplu, dacă noi vorbim într-o stație de metrou și vocea noastră undeva tare și metrou se aude și mai tare, îți izolează doar vocea și ți-o scoate super clean. Din noise, îți scoate reverb, îți scoate hum, îți scoate tot, îți scoate. După care, orice piesă bagi, ți-o împarte pe toate layerele. Dar ți-o împarte, nu ca alea free. Eu am unul, am Moises. Moises. Bun, e free. Nu-i free. Nu-i free? Am plătesc. A, ok. $30 pe lună. E mai bun, e cel mai bun algoritm. A, da? Da. A, e okay. Super clean. Eu mi-am făcut update-ul la Cubase acum. Bă, rog, aici probabil oamenii o să închidă. De ce mă lasă că le place asta? Am făcut update-ul la Cubase și nu mi-am instalat Spectral Airs. Credeam că e un VST ceva. Îl are în Cubase? Da. Pune-ți-l, e senzațional. Da. Are acolo, bagi piesa în el și dai unmix. Se o desparte în toate layerele. Da, ce tare, asta e tare. Mamă, să vedeți, doamnelor și domnilor, urmează o serie de remixuri, mai multe remixuri, mai multe piese. Să vedeți acum câte remixuri. Chiar fac. Am lansat și eu piesă. Am lansat piesă. Des? Îmi face speak un faci mă remix la ea? Da, dar asta e de ce BPM mare. E bine. Îndoc unde vor și ne trag. 100 Poate, ia-i dublu rar. Depărtă-ne tău în care valuri se spart. Dar poți să o faci.
Păi dar poate îmi tragi tu vocile din nou la 100. Și le trag, frate, cum vrei tu. Așa. Breaking news. Breaking news. Stai, stai. Nu, nu, ieși, 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 ieși. Trebuie să intre burtiera pe ecran. Bagi o burtiera, nu fi. Bagi o burtiera. Bagi o burtiera, da, da. Ta ta ta. Breaking news, doamnelor și domnilor. Avem invitatul special. Te rog, intră. La locul tău. La locul tău nu mai e. Nu mai unde pe mijloc, în gaură aici. Doamnelor și domnilor... Nu mă. Stai. A, ce tare asta, bă. Doamnelor și domnilor, domnul Radu Darie. Invitate, invitați-vă. Salut. Da. Domnul Badea, domnul Gâdea. Trăiți, cum dumneavoastră sunteți ăla, zi. Ăla, eu nu știu, stai, ăla. Ăla mai, ăla mai grăsuț. Ăla, ăla, deci dă cu chiriac ăla. Eu nu știu cine-s băieții ăștia. Nu, nimic. Dar probabil nici ei nu știu cine suntem. Noi, deci nu, hai să râzi, dar probabil după acest podcast vor și sigur de noi. Scuzați-l pe Radu Dariu, un pic greșit. A avut o bătaie azi noapte. Am recuperat niște tante. Asta-i tort sau? Pavlova, mă! Pavlova. Hai, că la concierge te-am învățat cu Pavlova. Foai de cap. Nu, dar el e obișnuit ca cineva să vină să servească deja. Ai adus pahari de șampanie? Da. Bă, uite, bă, noi cu astea, amatori, mă. Ia uite, amatori. Suntem amatori. Ia, că ne facem de râs. Ia-l pe ăsta. Ia-l pe ăsta. Ai venit și tu cu cineva de la concierge să ne servească? Nu, nu, mă, nu. Ba da, a intrat cineva mai devreme, i-a adus hainele, a zis, oh, monsieur speak. Cu tot cu scaun? Nu încăpem în cadru? Sau de ce? Așa, stai așa, mă, uite, aici tu cadrul tău acum. Vedeți, doamnelor și domnilor, cum s-a ajuns. Uite-mă, bă, că suntem la CNN, uite-te un pic acolo. Bă. Bă. Da, uite ce ne-am nimerit pe culori. Nu? No? Da. Tu la fel. Oversized, pe modă, pe astea. Da, da, noi suntem mai clasic, așa. Tu un pic mai cool cu balarii. Eu bine, cu lanțuri bine, mai bine, bine că nu e domnul de la fashion, de la tine, să fi zis șapca o lăsați afară. Filmăm podcast aici, totuși. Am un singur sacou negru din catifea. Așa? Care acum m-am mărit de la sală. Strânge. Desigur. Și l-am pus dimineața pe mâine și a făcut opa. Opa! Și o stăteam încoțopenit așa. Șampaniul o vom deschide când aflăm câștigătorul. Da. Da, da. De acord? Corect, da. Corect. Și ce faci? Stă mâncare, de goală? Mâncare, mâncare. Am adus și pizza. Hai. Pizza. Dar nu din aia. Ce nu cu supapa. Domnul Dare, deci puneți-vă căștile, vă rog. Așa. Am ajuns la aproape finalul semifinalei. Da. Trebuie să facă puzzle, pac, cât scrie acolo? 50. Hai, cel mai bine? Băi, ești până prost. Acum, cel mai bine până acum. Extraordinar. Deci, după părerea ta, n-am văzut timpul lui So și Diana, da? Da. Nu-mi restul am văzut. 57, 67 și 54. Cine crezi că pleacă acasă? Natantic. Serios? Eu am emoții... Plângi Daniar? Nu, e momentul ăla. Cel mai bun timp astăzi. Cel mai bun? Și pe primul loc. Nu-mi zic că nu-mi zic că Diana. Vorba de astăzi. Nu, refuz. No. Sunt cuplul. Domnul Dani, este cuplul. Nu sunt cuplul. Și v-am mai cerut și bani. Vedeți, domnul Dani? Am dat. Cu cine vă înhăitați la neața? Hei, nu sunt cuplul. Nu? Este cuplul Diana și So sau cine? Nu sunt cuplul. Avea emoții. Să mai ascultăm o dată. Zis că avea emoții. Și nici nu vorbește cu cască, el nu-și pregătește nimic. Nu-și pregătește nici textul, nu e. Te salutăm, Dani, știi că le place de tine. Da. Sunt cuplul. Este. Scuze, mai dăm o dată. Sunt cuplul. Este. Bă, ce nenorocită e, bă, băiatule. Sunt. Este. Cuplul. Este cuplul format din nu-i zici o dată. Din cine crezi că e cel mai bun timp? Oana Rod. Nu găsi celălalt. Ana și Tudor. Ana Tudor, mă. Ana Tudor pentru a doua oară la rând. Păi vezi, eu te-am zis că da, Ana și Tudor. Pac. Iar cuplul eliminat. Rămân alături de noi. Deci au rămas două cupluri la... Am făcut un căcat. Poftă mare, băieți.
Hai că eu vă povestesc emisiunea, dacă e, da, voi mâncați. Da, mâncăm, mâncăm. Deci două cupuri au ajuns la, la final, pe ultimele locuri, So și Diana și Nathan T cu, cu Eliza. Da. Cuplul care se salvează este... Și nu părăsesc jocul. Și nu părăsește jocul, că e cuplu. Scuze. O diferență tot de 3 minute. Îl da afară. Zic eu. Zic, deci a dat drop the mic de la început. Nici mai ai ce să-i mai spui acum. Diana și Sorin, bă. Da? Deci i-au nominalizat de 3 ori să iasă, da? Bă, cât abulam. I-au băgat înapoi și n-au ieșit nici data trecută, nici acum. Și semifinala se încheie. Are și chestii de-astea de bad vibe. Mulțumesc soțului meu pentru că m-a susținut și m-a suportat cu toate și cu toate ieșirile mele din popșoi. Cu toți. Uitați-vă cum arătăm noi îmbrăcați elegant, așa și arde cu pizza. Da? Power cup pentru că mi-am N-ați vrea la Antena 3. Să vedeți. Normal. Așa ceva eu aș vrea. M-aș uita, bă. Să n-am parte. Eu nu mă uit la Antena 3, da. Nu zic nimic. Nu zic nimic. Eu mă mai uit când îți rezboi. Te rog eu frumos, nu-i mai spune. Nu mă te rog eu frumos. Da, păi m-a luat de la început. Bună ziua, domnul Gâdea. Zic, bă, păi, te rog eu frumos. Nu vrei să fii domnul Gâdea? Nu. Sunt toate fricile și mi-am demonstrat mie că pot. Au fost momente în care am vrut să cedez și mă întrebam ce caut eu la Power Couple și de ce am ieșit în emisiunea asta. Așa, parcurgând fiecare etapă. Păi, și frumos. M-am bucurat de tot și m-am bucurat maxim de proba asta de astăzi, care a fost absolut spectaculoasă și îmi pare foarte rău că ne-a dobărât acest fază. Pa. Parcă nu prea-mi pare rău. Pa. Băi, voi credeți că acțiunile la bursă o să crească după, după Power Couple? Se va lista la bursă emisiunea asta? Eu cred. Vreți să luăm un telefon în direct? Da. Da. Am. Da. Hai. Am o surpriză spui, pentru voi. Da, să nu-i spui că e în direct, te rog eu, că am o surpriză frumoase pentru voi. Puțină apă putem avea? Da, da. Și putem să punem șampania la rece? Dacă avem ulei. Dacă intră. Să vedem dacă va răspunde. Linia 1, te rog, Andreea. Andreea, linia 1. Bă, tu mănânci pizza cu furculița. Mi-a căzut smântâna aia. De cine sună? Vă-ți avea o surpriză. Emilia zice că Pavlova ta arată cu olivă. Ai accesat mesageria vocală. Înseamnă că... o să revenim noi cu un telefon. Se pare că linia este ocupată. Dacă ne auzi, ridică telefonul. De cine suni? Nu e treaba ta, o să ai o surpriză. Păi și tu o poză ca lumea. Că de asta zice femeia că arată ca o... Ca o ce? Ca o colivă, a zis. Ca o colivă? Da, da. Nu, e doar... Dar arăta ce doar, scrie deasupra? Nu, e doar geloasă, da. Doar vezi că nu scrie veșnica pomenire. Doamne, power producător? Capă, zic da acum, da, vezi? Doamne, producător, hai. Trec pe la fiecare dintre voi pentru dragii că... mei! Na? Începe episodul final Power Couple. Ia uitați ce cuplu. Sperăm că și voi cei de acasă vă distrați, vă simțiți bine alături de noi. Poate aveți și voi ceva de mâncare, da, astea. Parcă Revelionul. Parcă, exact. Da, bă. Bă, eu mă cac în el. Sacoc. No, no. Băi, băi! No, 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 băi! No. Hai, bă, că acum e finala. Bă, nu mai pot. Fai. Da, îl, îl pui când sărbătorim, da, la final. Uite, chiar s-a mărit. Da, 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 uite ce. Da, da, i se văd și țârgurile așa un pic. Da, da. De asta vreau să arate și tatuajele. Cât ai pe braț? Nu știu. 60. Da, pe carici? 90. Nu-i problemă de război. Doamne ferește. Trei cupluri. Nu vă uitați în gura lor istei. Vă rog să-mi spuneți preferații voștri. Radu, stai, mă. Tu te-ai uitat la un episod, mă? La voi, da. A. Păi dacă îmi spune că arată ca o colivă, eu cum pot să spun că m-am uitat la emisiune? Păi nu e emisiunea noastră. Nu. No. Emisiunea lor. Băi, cel mai mult îmi place de Emi, să știi. Așa altceva. Știu că a ieșit, dar da, am văzut că și-a luat și niște palme așa puțin, așa verbal, da, dar e ok. Nu. În ultimul episod nu ne-a mai plăcut de el. Da, da, da. În fine, băi, e și multă, e și multă presiune odată. Da, bă, băi, noi, din afară ca lucrurile întotdeauna, în orice, în orice concurs, din afară... Tu cum crezi că te-ai fi descurcat? Probabil că aș fi cedat nervos foarte repede. Bine, dacă ai fi avut cu cine să te duci. Și asta e altă discuție, dar în viitor oricum mergem împreună. Ai auzit că se face derogare, deja se discută să facă derogări, noi mergem ca un cuplu. Să se pupe miri! Aș vrea să văd un cuplu de gay sau de lesbiene. Da, mi s-ar părea super mișto. Ar fi mișto pentru că, pe bune, că e un pic altă dinamică acolo, a unui cuplu. Nu? Și mi s-ar părea interesant să fie și un cuplu, da? Peste, nu știu, plus 50. Vorbesc serios. Mai ma... da, depinde, fost... de, depinde de cine. Nu știu cât are, nu are 50, cred. Nu, Cristi. Ah, Cristi.
Nu cred că are niciun. Nu cred că are cine. Pe acolo, da, în fine. Acolo. Da, adică să vedem cuplurile la orice categorie, la fiecare categorie de vârstă cum se descurcă în, da, da, în cazul ăsta. Nu prea îi pui la probele fizice, da. Da. Exact. Da. Deci Emi a fost Emi și cum vreau să puneți aici pe burtieră la când vorbește Radu Dari, Radu Dari, analist politic. Exact. AKA Bogdan Chiriac. Știe cineva cum e ultimul episod? Știți proba? No. Blană. Eu nu știu nimic, bă, bă, dar cum să știm dacă se dă în seara asta? Așa e, noi, este miercuri, ora 2 fără 10, ca să știți. Fiți da. Atenți. Începe finala. Ia doamne, uitați. Ce-mi place să mănânc. Ia uitați aici. Avem și cafea aici? Da. Să fac băieți. Asta e o retrospectivă, gen. Dragii mei, începe episodul final. Ia uite. Ia uite. Ia uitați-vă la setup-ul ăsta. Dragostii vor trece prin toate anotimpurile vieții de mai multe ori. Împreună, la bine și la greu. Haideți să vă rezum. Ce asta, bă, băiatule? Toți concurenții bani pe care lasă. Stau pe câte un cilindru, da? Da. Față în față. Și trebuie să țină împreună o geantă cu bani și cu lingouri de aur. Ok, ok. Și să treacă prin patru anotimpuri. Primăvară, vară, toamnă și... iarnă. Bravo. O, da. Bă, creier. Creier. Așa. Bravo. Ei vor trebui să nu dea drumul genții, trecând prin toate anotimpurile de mai multe ori. Deci proba asta n-are limite de timp. Cine rămâne ultimul în picioare, da? Dani mi-a zis că ei au încercat, ei toți încearcă, câțiva încearcă orice normal. Probă înainte, așa ca să vadă că Asia. A încercat-o regizorul, am încercat-o cineva, au rezistat 40-50 de minute. Băi, ești prost. Ultimul cuplu care rămâne aici a rezistat o oră și aproape 50 de minute. Da? Adică două cupluri, că l-am dat la oră 50, unul a cedat și a rămas unul singur. Deci îți dai seama cât au stat? În o oră 50 de minute treci prin toate anotimpurile de vreo 4-5 ori. Adică treci printr-un trun de căldură, ia uitați-l acolo. Da. Cu Radu am vorbit aseară și a zis, băi, o să vedeți mâine, credeți-mă, turnul ăla de căldură ți-ar dea părul de pe picioare, atât de cald era. Da? După care vine primăvara și îți dă un duș rece ca gheața de sus. Vai. După aia vine Vai. După aia vine, pardon, vine primăvara, după aia vine vara cu tunul de căldură. Vine toamna și îți dă cu un tub de ăla de CO2 deasupra. Pșt, în tine jeturi așa în continuu cu un vânt de te dă jos din picioare. Eu mi-am luat un jet de ăla. De ăla? E puternic de aproape. Și foarte rece. Da, era în capul lor aici, da. Vara îți mai dă ceva, pentru că vara e cu dulce gării, dă drumul la două găleți de suc de agave peste tine. Și fiecare anotimp... După care vine iarna. Așa. Și îți dă cu pene de gâscă în loc de zăpadă, alea se lipesc de sucul ăla și îți dă cu mașini de gheață, bătaie cu frig. Bătaie de joc. Asta e bătaie de joc. Și chiar atât de frig încât îți îngheța părul. O Doamne să vedeți. Ferește. Toate astea, în timp ce ții câte o... La fiecare trecere de an, îți mai pune o greutate în sacoșă, îți mai pune o greutate în sacoșă, la 2 ani îți mai dă o sacoșă și la final o să ajungă să ține 50 de kilograme, doar în mâini. N-ai voie? Unul cu o mână, unul cu o mână. Pe braț, pe mâini, cum vrei tu. Super grea, probabil mi s-a părut. Un singur cuplu îi va câștiga. Și te vezi când plouă în ea și se umple cu apă. Mai rău de asta nu-ți poate. Ce trece, averea lor crește, iar geanta devine tot mai grea. Iau. Și am pus ales. Partenerii își pot face zilele și anotimpurile. Am uitat, într-un an trebuie să stai îmbrățișați doar, într-un an trebuie să stai față în față, într-un an trebuie să stai pupându-te în continuu. Și câte minute are anul ăsta? La început un an are 10 minute, după aia are 20 minute, după aia are 30 de minute, după aia are 40 de minute. Nu, și acum avem și eu o întrebare, exact. Bă, dar nu s-a despărțit nimeni după emisiunea asta? A, nu? Corect. Păi nu, probabil că încă nu s-au despărțit din motive trebuie contractuale. Da. Nu, contractuale cu emisiunea. Că a scris că n-au voie. Da. Păi probabil că da. Un salut. Mingem-o tot. Mingem-o tot. Cuplul care va rezista cel mai mult în bătaia vântului, în ploaie, caniculă și gernă plastică. Oameni, e tare, rău ești. Bun. E tare, fiți atenți, începe.
Finală, 4 anotimpuri. Începe în 5, 4, 3, 2, 1. Start cronometru. Orice s-ar întâmpla, te iubesc și să știi că m-am montat să fim bine împreună. Alegeți-vă poziția în care sunteți convinși că veți putea să rezistați. Puteți vorbi, puteți povesti, puteți spune bancuri, vă puteți ține de urât, vă puteți îmbărbăta dacă unul simțiți că e mai moale. Primul anotimp este primăvara. Și că era super rece apa. Iocei, păsărelele încep să ciripească. Natura revine la viață. De cum surprinde pătundor. Ne dezmorțim. Ăștia mai tineri ne apucă gândurile de împerechiere. Ce? Ce? Scuze-mă, da la fata asta frumoasă. Din... Știai că cele mai multe combinări și despărțiri când începe primăvara? Când începe primăvara. De ce? Că iarna era... să treci iarna cu partenerul. Nu, asta e. E chestie hormonală. Păi să nu stai singur de Crăciun. Iarna nici n-are voie să dea afară din chirie. Știi, nu? Ci că o iau hormonii, se întâmplă ceva la nivel hormonal și o iei... Palalila. Și acolo... Dar asta de unde știi? De pe TikTok, nu? Nu, mă, nu. Dar nu mai știu, am citit-o undeva, dar din mult, nu acum. Eu cred că pentru că vara vine vara și te apucă nebunele, vezi, mă, chiloți, mă, sutiene, te iau... Nu, cred. Te ia... Tu dacă vezi chiloți, sutiene, o iei razna? Mă, ia trâș. Du-te, bă, înseamnă că ești bolnav. L-ai mai primit iar, ceva? Iar, bă, bă, gata! Ceva? Gata cu sexualitatea, da, că dacă iar... ne ia lumea, că... Știi cum e. Aha. Mai sunt... Fericire pentru cei mai romantici. Primăvara e un anotimp ciudat. Are fenomene ale naturii. De la temperatură nu mai știi ce să aștepți. Uite, s-a panicat cald, că nu știu ce urmează. Mai e frig. Nu mișca. Când îți dorești să ai o zi fericită împreună cu partenerul tău, ieșiți poate la o plimbare sau la o alergare și natura... Nu vine să cred că e Diana în final. Eu am impresia că ei vor câștiga proba asta. Hai să vedem. Dai fă un duș. Ok, nu te speri. Nu e o forță, nu e o probă de forță, cât e o probă de cap, mi se pare aici. Normal. Chiar dacă e destul de greutate acolo. 50, o mai schimbi, mai pui cu antebrațul. 50 de kilograme să stai 2, 50 de kilograme. 2 și cu alte condiții astea mai complicate pentru... Dar o să vedeți pe parcursul probe că e de super cap și o să câștige cei care au stat cei mai calmi, care s-au încurajat destul de bine. Surprinzător, n-a țipat nimeni la nimeni. Ana cu Tudor, nimic. Nimic, numai vorbe frumoase la ureche. Foarte mișto ultima probă. Fiți atenți. Bagă rupă. Bang! Era chiar rece, okay. Adică rece rău. Rece rău, cică. Da, ok. Bă, aia era apă de iarnă, nu? Nu că e minunată primăvara. Exact când îți dorești mai puțin, plouă. Să vină vara. Să vină vara. Ia fiți atenți tunurile alea. Fii atent. Fii atent flacării și erau la 2 metri de ei. Un ton de căldură. Vara în România este oribilă, caniculă. Știi cum mă simțeam? Știi șaorma aia care se învârte? Așa mă simțeam. Aici cred că doar că stăteam pe loc. Ce, la ce rezistați mai tare? La frig sau la căldură? La frig. La frig. Suntem la moldoveni. Frig. Păi suntem moldoveni. La frig? Da. Eu cu căldura nu pot. Nu? Nu. Nu. Aveți? Da, da, și la plajă sau sub umbrelă. A, nici mie nu-mi place stau așa, dar nu ies. Dar n-am probleme cu căldura. Eu stau în hotel și mă duceam. Ai omul tău care se duce la plajă. Și vine, vine cu bronzul. Bună ziua, puteți să jupem cu un zi? Pe ce ține de ridicare, desigur. Bă, da, odată nu ne-ai invitat, bă, la el. Nu, nu, de-aia toată bătuta, apropo-uri, cu tenis, sub astea, da, da. N-ai voie să primești? Te invitați la consier și acolo sau ce căcat? Nu. Ai voie? Trebuie să anunț dintre ele. Cu buletin, nu? Cu buletinul și cu dosar cu șină. Eu intru, că eu zic că mă duc să cânt. Că mă cunosc aia. Nu, mă, eu pot să mă dau livrator. Nu la club. Mă descurc, stai liniștit. Nu, 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 dar mă gândesc. Oricum, te ia când ajungi. Așa. Bună ziua. Te ia mașinuța și te duci până la ușă. Păi nu te duci tu de capul tău umbrii. Și la mine în curte la fel. Da? La mine sună la interfon și este un roboțel.
Zice, hop, în jur. Eu nu cred că suntem pregătiți, Florine, pentru astfel de primire. Dar vă invit, chiar vă invit. Nu, eu, mașina mea nici nu, când intru acolo, eu am mașină 2023. Și la, eu am limită, știi, ca brățara aia. Și când intru acolo în pădure, zice, frânează singur. Păi da, la noi e 10 la oră. A mea nu merge cu 10 la oră, nu pot. Da. Da. Și dacă aș fi ajuns cu mocenicii la tine săptămâna trecută, ți-ar fi preluat cineva și ce s-ar fi întâmplat cu ei? Ar fi păstrat o mostră din el? Nu. Din mucenic? Nu. Cum te duci la evenimente? Da, da, cum te duci la evenimente? Cum e gustă lui Putin, da, înainte să vadă dacă îl omoară. Când duci, când faci catering la un alt restaurant, tu trebuie să lași acolo o probă, da, cu certificatul de conformitate, ca să fie păstrat cel puțin 24-48 de ore. Da, așa și la voi. Nu, probabil nu, uite, că de se exemplu, face sfânta zecială. Mesaj, uite. Așa. Mm. Ia. Au venit iarăși mucenici. Ai alarmă la casă? Acum 5 minute. Bună ziua. Da. A sosit un colet la biroul concierge. Mm. Hello, you received the package at the concierge office. Mie, pe mine mă sună curierul. Alo, bă! Ești acasă? Ți-l las la ușă, bă! Mă, și eu li dau... Deschide, bă! Și zic cuiva că nu pot dacă să mai vreau, stau la dacă ușă. Dacă vreau să nu-l aducă, li dau mesaj. Trec eu să-l iau când vin acasă sau nu știu ce. Mm. Mi se pare tare. Ce servicii mai oferă? E 5.000 de euro chiria acolo. Orice. Minim. Adică la 5.000 e ca și când... Orice? Băi, cu 5.000 stai și în Manhattan, atenție. Nu, de, nu mă, dar în general... Bă, ascultați... Deci dacă vrei să duci la concert... Mă simt prost, ești... Dar ar trebui. Păi cum? La concert, dacă vrei să mergi la mine, asta la plată. Îți sun la concert, zici, bonjour, je veux... Da. Îți fac ei rezervare. Băi, în ce limbă, limbă vorbești cu ei? În română. În română, bă. Nu, în română. Ok. Dacă vrei să ai zbor la aeroport, te duc ei? Te duc ei, ok. Te iau ei? Da. Și când dacă vor să-ți bucuiască biletul și ei zic că îți iau varianta cea mai scumpă, zici, nu, vreau low. Și ei zic... Nu, de obicei. Bă, nu, cred că poate să-ți cumpere ei bilet. N-am încercat niciodată. Okay, mi-l iau eu singur. Adică nu, eu în general nu abuzez de serviciul ăsta. În general. Eu așa abuz, am fiecare. Da. Alo, bună ziua! Sunt mulți. Puteți veni până la ușă? Da. Sunt singur. Numai, cum e astăzi vremea afară? Ca să știu cum mă îmbrac. Prima oară când m-am mutat, a venit un... prieten de-al meu la mine și zic, uite, avem concierge. Cum concierge? Ce concierge? Uite așa, te ajută, nu știu ce. Zice, cum eu, dacă vreau acum ceva, vin oamenii și zic, da, că ăsta e serviciu. Nu există. Zic, bă, da, bă. Ia sună, vreau și eu un piculeț de zahăr. Băi, zic, bă, mi-e rușine, nu știu dacă. Vreau eu să văd. Pa, și-a venit. Auzi, dacă tu suni... Dar nu fac, eu nu, ascult. Dar dacă suni și zici, bă, vreau o ciorbă, aș mânca o ciorbă de burtă, ce mi-ați recomandat? Păi avem restauratul lângă, a lor. Și voi nu aveți ciorbă de burtă acolo, că nu cred că se mănâncă ciorbă de burtă. Ba da, se face ciorbă de pui la grec, ciorbă de perișoare, ciorbă de văcuță, de burtă nu știu dacă... Deci eu prima dată am auzit de concierge. Așa. Acum vreo 10 ani, 11 ani, fost cu un prieten... în Veneția, un prieten în Veneția. El era în business trip și m-a luat și pe mine să-mi arate lumea, că eram cârpă în cur. Așa. Nu s-au schimbat foarte multe de asta. A, bă, tăiași, du-te. Și am stat la Hotel Danieli, ăla unde s-a filmat ăla cu Johnny Depp și, știi? Așa. Care e în renovare acum, sau da? E semi-închis, ceva de genul ăsta. Intrăm, bam. Și eu cu ghiozdanul în spate. Și vine unul să-mi tragă, eu trăgeam de ghiozdan. Și omul zice, nu, de la concierge, vi le aducem în cameră. Zic, băi, noi știu eu. Trec așa. Și n-am zis nimic, era rușine să le întreb pe om ce e asta, ce... Și zice, coborâm și zice, hai că mergem la nu știu ce spectacol. Și zice, stai să mă duc până la concierge. Și zic, ce dracu-i mă concierge ăsta, că nu știu ce e concierge. Uite aici, e un birou cu un domn. Deci pentru cine nu știe, nu, că nu e o rușine. Nu. E un birou, relații cu publicul. Nu, mă, no, e un fel de... Îți oferă serviciile. E un extra serviciu. E un fel de asistent personal. Da, ți se oferă. Eu am trăit aceeași senzație, cred că în 2006 sau în 2007, când am fost în Cuba. Și la fel. Așa. Am făcut niște rezervări la hotel, că lucram în domeniu cu... Eram în industria asta a trabucurilor. Și la fel, când s-au făcut rezervările, s-a făcut un upgrade la cameră, știi? Și m-am dus frumos la recepție, după ce mi-au pierdut bagajul și să ajungi într-o duminică seară în Cuba și să n-ai nicio haină pe tine. Nu e deloc interesant. Și ajungi acolo și zice, am venit să mă cazez. Și zice, dar nu e aici. Poftim. Îi zic, păi tocmai mi s-a pierdut și bagajul. Și, păi nu, la etajul 11. Aveți recepție la etajul 11? Dacă e camera, nu știu. Zice, la concierge. Aha. Dar eu m-am făcut... ok. Da. Eu nici nu știam ce era. Și după asta a venit un domn cu mine cu bagajul, nu știu, și zic, ce înseamnă concierge?
Sănătate la, știi ce, senior? Păi uite așa. Senior! Da, 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 poate mai săriți cu niște bani la noi. Da, da. Da. Nu, dar e un extra serviciu bun. Eu nu abuzez de acest serviciu. Într-adevăr, pe mine personal, ce mă ajută foarte mult este preluarea acestor colete. Uh-huh. Pentru că eu, înainte când stăteam la casă, mi-intrau ăia în casă. Dar te împrietenești cu curierul, mă. Tu îți dai seama câți bani are. Deci, numai colete primește. Problemă pe colete, da. Deci, da. Concierge, și un cuvânt din franceză, ca să vă dăm și definiția. A resident caretaker, unul care are grijă de a block of flats sau a small hotel. Un employee a cui job este, scuzați-mă că vorbesc bilingv așa, a cui job, al cărui job, așa, este să assist guests by booking tours, making theater and restaurant reservations. Da. Eu mă bucur foarte mult de acest serviciu. Adică, nu, real, chiar mă ajută foarte mult, pentru că toată ziua ați plecat. Când îmi vin chestii... Asta era... Dar cât te era... vin, mă, păzi? Și fii atent. Vin. Ca să închidem subiectul, am să parafrazez o linie aeriană din Orientul Mijlociu. It's not lonely at the top, it's only exclusive. Doamnelor și domnilor, speak! Da. Așa e. Așa e. Ai văzut? Din prima am zis, mă, nici n-a respirat. Așa e. Așa e. Dar corect. Păi, dar nu, eu mă... Păi, bă, stai un pic. Breaking news. Da, mă, e normal să plătești pentru niște chestii din astea. Într-adevăr, cu acest concierge, eu prima oară am auzit acum vreo 15 ani, când îți cumpărai telefonul Vertu, mai știți? Da, 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 mamă, da. Aveai primul an gratuit serviciu de concierge. Dacă voiai să-ți închiriezi nu știu ce, să îți faci dinții, să te duci la film, să orice, sunai la un număr de pe telefonul ăla. Primul an moca. Următorul an era vreo 1000 și ceva pe an. Doar serviciu. Dar tu serviciile alea pe care ei ți le făceau, le plătești, logic. Le plătești, evident. Adică, 100%. Nu e ei doar intermediau. Dar exact. acum cât asistent plătești? Îți intră la utilități? Unde ți intră serviciul ăsta? E în prețul chiriei. La întreținere. La întreținere. E în prețul chiriei. Dar chiria are și cheltuielile adiacente sau? În prețul chiriei îți intră consierjul, okay, apartamentul, cu sau fără mobil în funcție de cum ți-l alegi tu. Utilități? Nu, utilități și alea sunt separat, da. Haideți, mă, cu Power Couple. Haide, vă, dar chiar eu nu știu v-ați luat aerea pe consiliul. Ia fiți atenți aici, ia uite ce cade din cer acolo la Power Couple. Ne cerem scuze dacă v-am prins. Da, ăștia sunt fierți, pe concierge. Deci, ia vedeți aici, hop, niște suc de agave în creier. Ai, ok, bă, cream că e miere. Ce scârboșenie asta? Dar ce bun e. Ei, uite, aici nu. Mie nu-mi place chestii pe mine cu... Îți place? Nu! Nici mie, asta chiar că-ți place, mă gândeam chiar ești kinky de ăla. Siropul ăla a fost cel mai delicios lucru din tot sezonul. Și au început să se lingă unii pe alții. Zahăr, nu ți-ai uitat așa. Și avea gust de vată de zahăr. Începe când... Ia să vedem toamna, fiți atenți. Iar păsările pleacă în țările. Păsările să cagă pe mașină, în ciudă. Friguț? Da. Friguț? Inspir foarte, foarte ușor, da? Și cap încolo. Uită-te încolo, uită-te în dreapta. Hai cu jetul. Noi suntem în primul an acum, nu? Da, abia primul an. E relaxare. Da. Este esențial totuși să stai abia 10 minute a trecut. Pentru că fiecare mișcare îți provoacă durere. Și fiecare mișcare te face să fii conștient de greutatea pe care o ții. Exact. Doamna, cad frunzele! Și uneori vine un vâșgălău de nu poți sta afară, nu poți ține ochii deschiși. Nu ține închis ochii. Și pe atent, deschis și praf. Frunzele alea nu m-au deranjat atât de tare. Mi-a intrat în ochi. La un moment dat bobiță din aia sau... Să știți că fenomenele naturii, în general, sunt însoțite și de zgomote foarte puternice. Dacă auziți ceva, vă rog să vă pregătiți. Radu, dacă vrei să țipi, e stilul tău. Vreau să țip? Dar vreau să nu fiți atât de surprinși încât să cădeți pe spate, pe față. Zgomotele vor fi destul de puternice iarna. Le dă un tunet. Poți să faci ce vrei. Și cu niște vânt, ăla de CO2. Oh. What the fuck? Wow. Wow. Și vezi unde era jetul deasupra? Când plecau jeturile, pentru că sunetul era extrem de puternic. Sunetul de iarnă, da, m-a speriat că nu mă așteptam să fie atât de puternic. Mamă, mâncați-aș gura ta. E rău. Eu mi-am luat odată. Și când ghețai, ghețai. Iarna. Îți dă cu penele alea. A venit zăpada, da, auziți-o bizar. A venit zăpada. Respiră doar pe nas, inspiră doar pe nas, da? Da.
Aveți alergii la de-astea, la ceva, la vreun sezon? Nu, nu. Nu? N-aveți la mizeria aia de ambrozii? Cred că șoarecoare. Am dezvoltat eu, mă. Dar e așa, noi nu. Dezvolți, mă. Da? Da, mă, nici eu nu credeam. Am un prieten pe Onții, Onții are de ani de zile. Mm. Și tot timpul nu știa că e de la ambrozii ani de zile, că nu s-a știut la noi. Și în fiecare primăvară începea muci, nas, ochi. Și până a descoperit că e de la ambrozii. Da. Și eu zice, hai, bă, răcești, nu se întâmplă nimic. Da. Acum 3 ani, 2 ani, Naomi la mine acasă, deschid geamul vis-a-vis un teren viran. N-a construit încă nimeni nimic pe el. Ambrozii. Nu știam că e ambrozii. Naomi e astmatică. E sensibil imediat la asta. Primăvara, pac, începea, ajungea la spital. Și eu, din când în când, mai ajungeam acasă și începea să-mi curg ochi, începea să-mi curgă nasul, începea să tușesc. O suna pe doamna, doctor, asta, asta, ia antialergic, ia antialergic. Când închidea geamul la dormitor, n-avea nimic. Miște. Când deschidea geamul la dormitor, intra ambrozia. Băi, și atunci mi-a dat seama, zic. Și am fost la doctor și a zis, da, o dezvolți. Dezvolți în timp, dacă ești expus la ea, chiar dacă n-ai avut niciodată, dezvolți în timp. Eu n-am ambrozii acolo. Băi, și e păcătoasă. Păi n-ai. N-ai cum să ai. Băi, nu pot să zic nimic. O taie consierjul acolo. O taie consierjul. Cu drona. În jur că schimb, boss. Și am pe de ambrozie. Stai că uite, au probleme. În schimb, am niște albini sălbatici, atât ați, bossule. Bondari? Sigur că sunt albine. Da, bă. Cu cuvele. Sălbatice. Sălbatice. Și au intrat în cofrajul de la bloc, la mine acolo. Da, da, da. Cum vrei, știi? Cu fum, cu în izolație acolo. Bă, groaznic, ești nebun. Bă, scuze, se aude consilier? A sunat la consilier? A sunat ceva? Haide, bă. Și va trebui pentru următorul an să stați îmbrățișați. Îmbrățișați, adică mâna liberă trebuie să fie neapărat în jurul partenerului. Pac. Diana, Sorin, opa. Ține foarte sus. Apa aia se scurge la un moment dat din geantă, prin cusături, ce dar ce ține un pic acolo. Știu, trebuie să ții din forță, n-am ce să fac. Pe tine. De preferat la proba asta să fii pe aceeași înălțime. La noi fiind, eu fiind mult mai înalt, eu trebuie să stau cumva plecat, să compensez diferența de înălțime și durerea la mine plecase pe lombar, pe coloană, în jos și pe piciorul stâng. Mi se duce să se pună în talpă durerea. Ce vine după iarnă? Primăvară! Hai cu jetul! Anul ăsta va ploua mai mult! Și ține așa vreo două minute cu apa aia, păi... Și n-ai voie să te miști, da? Ai doi tălpici acolo pe care stai și trebuie să stai fix pe poțilele. Că le-ați măsurate, să cadă sucul pe tine, să dacă dai mai la dreapta, nu mai cade pe tine. Băi, da, super pregătire da. Tehnică în emisiune, jur. Bă, da, ce tare, băi, ești nebun la cap. Aici mă predam. Dacă îmi dădeai cu smântâneala aia... Da, Cosmo. Dacă îmi dădeai cu smântâneala aia... Dacă nu mai vrei, bunul meu prieten... Nu mai mulțumesc! Putem să... Mulțumesc pentru cafea foarte mult! Grijile au început în momentul în care... S-a îngreunat geanta. Exact, s-a îngreunat geanta. Aia, acolo e buba. Intră apa, nu? Ai mai pus o cărămidă de aia? Da, mi-a pus. Nu mai plecam o mâna pe toartă, că se va uda și o să-ți alunece. Iar, asta este aveți? O mizerie. Bă, mă, stai, uite cum se vede. Da, jumătate de oră, da? Hei. Mi-a intrat în ochi. Când ai ceva bă, în păr sau sucul ăla... Dulci, lipicios, Doamne ferească Dumnezeu! Unul dintre cei mai urâte lucruri la te cunosc de undeva este când îți boiește fața cu ceva. Adică când îți acoperi sprâncenele, știți cum face când acoperi sprâncenele la te cunosc? Mm. Când vrea să deseneze alte sprâncene, întâi ți le acoperi, ți le lipește, întâi cu un mastic. Super, ca un prenadez așa. Și ți le dă de vreo 3 ori până să face un strat. Bam. După care dă cu ceară peste ele ca să ajungă la textura pielii. Doamne. După care le dă cu fondete și atunci s-a dus tot. Și nu mai ești. Bă, mizeria aia pe față este cruntă, când îți dă cu lipiciul ăla așa. Și la final trebuie să te demachezi doar cu ulei de cocos, că e singurul care dizolvă tot, și să faci o smecleală așa pe față, este crunt, criminal. Îți dai seama când îți cade un ladă. Eu uite, încă un motiv pentru care eu n-aș merge niciodată la această emisiune. Nu-ți place? Nu, îmi place formatul, și, dar nu-s eu nu-s potrivit acolo deloc. Că trebuie să-mi dau barba jos.
Eu dacă îmi dau barba jos, doamnelor. Săptămâna viitoare îmi dau barba jos. Breaking news. Dacă eu îmi dau barba jos. Chiar nu te-am mai văzut de mult pe barba fără barbă. Păi nu m-ai văzut niciodată. O singură dată mi-am dat-o jos de când mi-a crescut. Când era mic. Da. Ia știi să cum te arăt? Bag, te bag în AI să vă cum mască arăt. De argint. De ce, mă? Bă. Dar vrem să vedem o poză. Mască totuși. De argint. Dar nu mai am șters tot. Eu cred că ești frumos. Nu. No. Da. Nu, no, nu, cred. Mămică, mai dă barba aia jos, mămică, că te îmbătrânește. Nu. Nu. Și acum mie nu-mi place de tine, de exemplu, dar tu fără barbă. Nu îți place de mine fără barbă. Nu. Nu-ți place. Nu-mi place. Așa-mi place. Așa-mi place. Pentru cei care au deschis televizoare mai târziu, spuneți. Unde îți faci barba? Acasă. Singur? Da. A, apropo, m-am întors singur, bă. Na! Mă jur. N-ai sunat la concierge să te undă. Măcar să te vadă la final, așa. Fii atent, fii atent, ascultă-mă. Eu mă tun la Alex, un băiat Alex Constantin, când tun de extraordinar, nu știu ce. Doar că e în centru. Ei, eu de aici fac cam 50 de minute dus, 50 întors cu așa. Și pierdeam vreo 3 ore. Și când am avut acum, adică cu fierțul, cred că nu mai am timp, nu mai am. Și m-am trezit acum 2 săptămâni, așa, duminică. Zic, bă, eu mâine, că am filmat noi dimineața. Da. Zic, mă filmez la 10, nu eram, eram, vai de steaua mea. Și l-am sunat, zic, bă, trebuie să mă tun singur. Cum? Că era, nu venea omul la așa. Nici băieții de acolo, nu zic, bă, cum mă tun? Că nu pot să. Și zice, ia-te din mare în mic. M-am căutat pe net, bă, da, fii atent. Te-ai luat. Păi și cum te-ai luat în spate? Din mare în mic. Eu mă tun singur, dar la mine e singur. Că nu faci așa. Eu nu am cum să greșesc. Tu n-ai, bă, nu. Cu oglindă, te uiți în oglindă. Știți cum mă tundeam în pandemie? Și acum, iartă-mă, și acum, duminică, zic, ia dă, bă, să mă tund eu singur. Și mergi. Eu de când m-am tun singur, mi-a apărut peste tot, Instagram, YouTube, Facebook, nu pe Facebook nu stau. Numai despre tuns. How to trim yourself home. Zic, bă, de unde morții știu ăștia? Și m-am uitat, bă, crezi, e atât de satisfăcător. Bine, n-aș vrea să fac asta într-una. Dar e, în momente de e panică... E ușor pe aici, sus e mai greu, cu farfecă, nu, cu alea. Sus, da, sus. Nu, și la fel, la o săptămână nu mai duc să mă fac, mă iau în părți doar un pic astea și pe aia mă duc să mă tun la două săptămâni. N-aș vrea să fac asta într-una, dar mi se pare un proces foarte satisfăcător. Dacă ți iese bine. Da, trebuie să-ți iasă și bine. El mi-a zis, nu băga shaver-ul. Eu am băgat și shaver-ul, eu acum deja am 2 zile. Așa. La piele. Da. Numai că nu mai scoți linia aia. Vezi că am scos-o, Alex. Și am vorbit cu el și zice, bă, dar vezi că e făcut bine. Și bun, zic. Și yes! Acum aș vrea să completez și această remontare. Ați da o idee, dacă la finalul anului aveți vreo întâlnire de evaluare a consierjului, să nu uitați să le spuneți că pentru anul viitor, 2025, n-ar strica să aveți barber. Și un avem barbershop. Avem. Nu, dar să-ți vină în casă, mă. No. Asta e, mă. Nu, mă, fiți atent, nu, că ăștia fac Catherine, că nu, ca să nu se iau oameni. Noi nu avem, așa ceva, adică. Nu, păi nu, că eu trebuie să mă tun singur. Complexe rezidențiale în România care au treaba asta. Stejarii, păi singurul care na, e foarte super mega exclusiv. Moment publicitar. Problema, nu. Hai, mă, poate jucăm și noi tenis, mă, cu tine. Jucăm, jucăm, uite, azi în seara asta am tenis cu antrenorul. Da, gratis, frate. Gratis, plătesc eu. Te rog eu. Firața e dreacu din Bogătaș. Plătești tu. Acolo stau persoane foarte importante și trebuie să ții treaba foarte safe. Da. Nu-ți permiți să... Vine unul la tine și se plimbă prin. Bă, da, mă disper. Poți să închizi, te rog, telefonul ăla? Da, te rog. Păi nu, te rog eu frumos. Serge, acum sigur am mai primit un colet. Un colet, nu, da. Zine dacă n-ai primit un colet. Nu. Nu, domnul Speak, v-au intrat banii. No. Și trebuie să țină treaba acolo. Primordială este siguranța. Da. Înțelegi? Nu intru oricine, nu ies ori, nu se plimbă vituști plin pe străzi pe acolo. Nu vine paparazzo să te pozeze. Noua, uite, dar nu doar de paparazzo. Când a fost treaba cu când a început războiul, vezi că erau băieții, băia mari. Te controlau de toate, de bombe, din alea. Pentru că stau niște persoane... Normal. Na. Și nu... De asta e mai mult. Să aibă grijă. Nu interacționezi cu vecinii, dacă nu știu. Se întâmplă, dar nu prea se întâmplă asta. Să parchezi altcineva pe locul tău. Îți cunoști vecinii? Nu. Adică îi știu doar așa. Așa. Nu știu cine stă, n-aveți unde stă, cum stă. N-aveți un grup de în care vă certați? N-aveți grup? Eu nu spun niciun grup. Poate ei ori avea. Tot farmecul. Te uiți pe poză, vezi nu, cine a scris. Ideea e că așa, nu se știe. Ei n-au voie să zică cine cum stă, unde stă. Normal. Că mai afli tu stângă, ok, dar eu nu mai știu cine... Mai citești într-un ziar, probabil. Nu știi cine stă, unde stă. Mm-hmm. Asta mi se pare tare. Să continuăm. Și sunt foarte mulți trăini, foarte mulți. Dar aveți lift în casă? Nu. Pentru fiecare apartament? Au unele, are cineva, nu? Sus, ultimul are? La ultimul etaj, probabil. Urcă la cineva. Da. Tu nu ești la ultimul etaj? Da. No. Asta am vrut să știm. Hai să continuăm cu anul 2, nu? Ia uitați-vă acolo. Vară, ce se întâmplă? Doamna. Doamna. Mamă, îți rupea, îți
tăiat tot. Da. Hai că tu de obișnuit. Bă, ăsta, ăsta e cel mai rău. Ăsta cu azotul. Hai că agave ăla zici că cred că te obișnuiești, dar ăsta e groaznic. Da, e groaznică succesiunea. Că îți dă cald, îți dă frig, te răcește. Foarte rece și foarte scary și te poate destabiliza foarte ușor. Dar cu Pavlo Vasta, ne uităm la ea, la Colivasta? Domnul Dari. Ei, nu știu, eu sunt invitat. Cum să tai? Cu cuțitul. Ok, cum? Păi ne trebuie un cuțit umezit. 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 Umectat. Vezi, bă? Umectat. Noi nu știm de astea. Asta e că dacă facem o mică pauză, vreau să citesc câteva dintre comentarii. Mi-e iertat. Ați văzut oricum finala? M-au că... distrus ăștia cu... Da. Cred că o să tai mult din el. Stai așa. Cum să tai? Nu tăia nimic. Two days ago, ăsta. Ei, păi cum? Tudor Ionescu. Avem niște critici aici. Mm. Băieți, vreți să vă îmbogățiți? Mm. La 5-10 minute maxim băgați reclame. Cum? Ci că băgăm noi reclame. Cum? Plătește un abonament la YouTube și nu vei vedea reclame. Sau exact. Vei fi membru și... Sau member. Da, dar nu noi băgăm, bă, oamenii trebuie să înțeleagă, nu băgăm noi reclame. Noi nu băgăm așa, ci îți bagă YouTube. YouTube îți bagă reclame. Cu cât e mai lung conținutul, cu atât îți intră mai multe reclame, logic. Dar dacă vrei de așa, poți plătești un abonament premium sau ceva, e foarte puțin și ai și acces la toată muzica din lume. Și asta nu neapărat că nu endorsăm noi ceva, dar așa e treaba. Sau intri pe Antena Play, exact. Și n-ai reclame. Ce părere aveți de mesajul ăsta? Ia zi. Cred că femeile înțeleg prea bine reacția Anei atunci când s-a supărat foarte tare pe el, da? Da. E reacția unei femei care de ani de zile acceptă și suportă un bărbat leneș și incapabil ca Tudor. Okay. El e clar un leneș care nu vrea să facă nimic, se lasă dus în spate de... Să-ți cumpere nevasta haine tot timpul, cam arată care sunt rolurile. Sfat pentru Ana, dezobișnuiește-l de toate lucrurile astea și lasă-l să se descurce că nu e copilul tău. Mamă. Bun. Voi ce părere aveți? O relație este o negociere, corect? Dacă tu ai vrut să-l accepti... Bă, tu m-ai spus să scrii pe telefon. Da, mă, da, da. Dacă tu ai vrut să-l accepti așa cum este el și vrei să continui cu relația asta, înseamnă că accepti toate chestiile astea, nu? Da. Și că nu-i scoți ochii tot timpul pe aceleași chestii. Dar e normal la un moment dat să mai răbufnești. Corect? Da, eu nu sunt de acord cu asta. Ce? Să nu mai răbufnești? Dacă l-ai acceptat? Deci din moment ce tu ai zis da, ok, sau faci ești de acord cu niște lucruri ale... Nu poate să nu te enerveze. Bă, nu te enervează, dar din moment ce ești de acord, da, nu mai vii și scoți ochii. Da, corect. Că, bă, ai fost de acord, adică... Absolut. Știi cum sunt, da, știi dacă, că nu mă dacă schimb. Dacă tu le accepti, dar după aia mă toși la cap, bă, hai să o nu mai... Așa se întâmplă normal. Absolut de fiecare dată. Adică și treaba asta e o chestie de, cum zic eu, asumare. Bă, îmi asum că ăla sau partenerul sau partenera e așa, dar nu mi-asum la modul, eu știu că tu ești așa, știu că ți-i place să mănânci cartofi și mie îmi place să mănânc broccoli, da, dar eu mulțumesc. Nu-s mulțumit. Băi, ok, nu ești mulțumit? Da. Ori îi zici lui ăla, bă, nu mai mâncat broccoli. Dar nici ăla scucu, ăsta a fost de la fan clubul Anei. Avem și de la fan clubul Tudor. Avem. Tudor, dacă te bate Ana acasă, fă cu ochiul să te scăpăm. Mamă. Tudor, poartă galben data viitoare dacă vrei să te scăpăm. Ristei Speak, sunteți minunat, sunteți un deliciu și îmi pare rău că se termină. Vă rog să continuați. Continuăm cu insula. Ei, de unde știi? Uite că vreau eu să știu. Ai eu. Ai tu vreun... Da. Și eu nu știu? Aha. Atunci, doamnelor și domnilor, bazați-vă pe Ristei. Am adorat continuăm. Discuția despre Formula 1. Da, ar fi super să mergeți la o cursă și să faceți niște vloguri. Și mi-a scris cineva că ei se duc la o cursă la Monța. Mm-hmm. Și dacă vrem să mergem și ajungem și noi pe acolo, să le dăm un semn dacă vrem o gașcă mișto. Nu. Nu. O astfel de emisiune. Da. Dar cu grupuri de prieteni din mai multe televiziuni ar fi bestial. Nu. Mi-aș dori să văd un show cu voi, Bobo, Raiț, Răzvan, Dani, toți la un loc. N-ar fi rău. Nu se poate. Nu se poate? De ce nu se poate? Contractual niciodată. Cum să nu? Cum e? Că eu n-am voie să apar cu tine și cu Bobo la un loc? Online? În fiert? Da. De ce? Păi nu. El nu poate. El? Care el? Bobo. Zici? De ce, mă? La el la podcast poți. Păi? Atâta timp cât podcastul nu-i pe platformele... Corect. Trusturi, nu... Ai înțeles? Da. Noi acum mâncăm. Ia uzi. Pentru nostalgici...
Cei doi Ionești au fost invitați la câteva ediții 2-1 despre cupluri, tot cu probe. Era live în 2016 pe Antena 1, Mirela Vaida. Nu știam. Bonus al vostru. Acum jucăm pentru al doilea. Da, vine al doilea bagaj. Asta. Rămâneți cu aia în mână fără să o puneți jos, vă rog. Avem și febră musculară de la ultimele probe. De la ultimele, la toate probele. Ok. Și fac mâna, lângă mea. Ce rău arată. Așa. Bă. Am dublat suma. Dacă erai inspirat, n-aveai de unde să fii inspirat. Te îmbrăcai cumva. Exact, te îmbrăcai cumva. Dar, dar de unde să știi, bă? Nu, că ăsta e hazul. Uite la Diana, cu picioarele goale, cu căala. Da. Nu pot să fac asta, da? Dar sigur că da, poți să-ți o pune și pe cot. Te rog, nu scăpa. Nu. Hop. Nu? Cum credeți că ai fost cea mai... Că eu te mă uitam ieri și mă întrebam de ce până la o oră, oră și ceva. Da. N-au ținut-o aici. Vi se pare mai ușor să ții aici? Nu. Nu? Nu, că va... Sparge ligamentul ăla. Și nu mai e. La un moment dat... Nu? Îți cade din mână efectiv. Și crezi că nu ți-amorțește mâna aici dacă ții ceva o oră? Poți să o miști. Mai miști, da. Miști, asta așa și Radu, că la un moment dat... Plus că fii atent, o miști așa, o mai ridici așa. Uh-huh. O mai întorci cumva. Uite, vezi, aici, vezi cine e moldovean 100%? Da. El a avut sigur plasă din aia de rafie. 100%? Păi normal. Normal. Dar pe încheietură? Nu, îți oprești circulația sângele, ești nebun. Uite. Ok. De la mine, da. Hai, luați-mi asta de pe cap și după aia mai vedeți. Faptul că le-am ridicat un pic ne-a ajutat să ne mai recăpătăm puțin senzația în degete. Știi, și mișcă-ți degetele ca să mă... Hai! Deci mișc degetele un pic să circule, da. Ești 40 de minute, da? Prima etapă și cea mai 37. La 40 de minute le-am mai dat-o de asta. Are un bonus deja în safe-ul meu. E groaznic. Vă veți bucura de el doar dacă veți câștiga. Ția sărutului. Buzele trebuie să-ți califice. Al treilea an trebuie să stai numai bot în bot. Mai mult de... Două secunde nu vă las să vă desprindeți. De asta eu nu o să ajung niciodată la televizor. Eu nu mă pup. Eu nu mă pup la televizor. Diana, nu cred nici în filmele americane sărători. N-avem un pup. Noi. N-aveți pup? Unde a rămas? Cred că doar la că n-am cerut-o atunci, dar cumva mai... Nu mai vorbiți cu gura plină, vă rog. Anul 3 începe, bineînțeles, cu... Uite ce mizerie cu ei. Hai de capul meu. E mai spală puțin. Dar nici cum să respir pupându-te așa. Puternică. Și multă. Uite, au pus-o pe acolo. Ploaia în timpul sărutului a fost ceva oribil. Oricum, fetele total neinspirate pe partea asta vestimentară. Da, mă, da. Stai 50 de minute. N-aveai de unde să știi ce urmează, da? Mamă, e groaznică proba asta. Hai, nu contează. Dar nimic, e bună apa. De viața mea de sept, nu pot respira pe nată cu foarte puțin. Și mai sensibil. El e sensibil, mă, da. Ați încheiat un an de sărut oficial, cel mai lung sărut din România. Deci a stat așa, cât au stat? 15 minute. M-am pupat-o cât toată pupați. Viața. Au pupat-o cât toată viața. Extraordinar. Și-l vom începe 55 de minute, da? Da. Încă un an îmbrățișați. Trebuie să ridicăm. Uite, deja Ana și Tudor nu prea mai pot. S-a lăsat. Trebuie să schimb. Pe ce calme-i, Diana? Surprinzător? Ținem doar aici, pentru că aici puteam să țin cel mai bine și cel mai mult. Au, mă taie. Vezi? Mm-hmm. Vrei pus-o invers. Nu știu cum să fac. O oră. Bă, nu cred că e simplu, mă, stai cu ceva o oră atârnă de mână. Ok, bă, de aici ești nebun, nu-i simplu deloc. De asta zic că e groaz. Ia uite, ia uite flacăra aia acolo. Și că miroase aia porc pârlit. Normal. Un pic, dar pot, nu mă las, nu contează dacă mă... Ok, pot. Mă mai dureau picioarele, m-a dur spatele, pentru că Ana e mai mică decât mine și a trebuit să stau aflecat. Eu cred că ei au câștigat. Cine? Radu cu Ana? Da. Ne apropiem de prima echipă care iese, va ceda curând. Deci s-a mai pus un lingou, încă 10 kg. Dragii mei, următorul an va fi petrecut în poziția sărutului. Sete, ți-au ajuns la 73 de minute. O oră și un sfert, da? 24 de mă. Mă, n-o să fac din ce în ce mai greu, măcar cât plouă, să lăsăm astea jurii. Nu poți să-mi învățim mâinile pe tare.
aici am nevoie să schimbăm, nu mai pot. Cum vrei, sus? Da. Ei puteau să schimbe mâinile, nu? Nu. Mai au o geantă, mâna aia altă. Aha. Au două genți. E o greșeală să tot schimbi, pentru okay. că le-a schimbat. Le-a mai dat una după jumătate. La schimbare durea până intrai. Până începe aia să cedeze. E groasă, bă. Gata, începe să cedeze Ana cu Tudor. Realitatea e deja foarte mare în ambele genți. Mâinile au amorțit. Stai mâțina. 77 de minute. Soarele au amorțit. O oră 20. Schimbăm mâna. Uite-mă că au voi. Au voi, n-am zis că n-au voi. Dar eu întrebam dacă e mai simplu. Oh, mama, mama, ăsta e groasnă. E ok, baby, poți. A rezistat 80 minute și încă nu ești ruptă. Nu? Mm-hmm. Nu ești ruptă, nu? Nu. 80 de minute. Câte minute avem noi, bă? Să stai în picioare. 80, zic eu. Mai poți 160. Ori 20 și noi. 80 avem și noi. Deci la început să fi stat așa. Un băiat aici în picioare. Prin toate alea, nu-i groasnă. Pe asta, ridic-o pe mâini. Nu mai pot, uite, cedează Ana cu Tudor. Da, da. Am preferat să ne pupăm și să ne zonăm. Ah, ok. Și acum a fost cu eliminare sau... Gata, mă, cine rămâne în picioare? Final, ok. Îmi pare foarte rău. Îți trăs atâția bani în ultimele zile. Și câștigaseră în ultimele zile ambele probe de cuplu ei doi. Nu am fost trești și știi de ce? Mam. Pentru că am făcut totul. Da. Corect, da. Am tras până la ultima picătură de mic. Faptul că am stat 78 de minute, așa, păi, pentru noi este mult. Cred. Îmi pare rău că nu, dacă tot am ajuns până aici, n-am mers mai departe. Dar, da, am făcut-o posibil. Stare mândru de tine. Ați rămas două perechi din trei în concurs în marea finală. 80 de minute. Sunteți la atâta. Au trecut 80 de minute în care nu v-ați mișcat din mai puțin. Și acum începe un pic mind games. Fii atent. Împreună în marea finală Power Campus. Mi-a rezistit încă jumătate, da? Ați întrecut toate așteptările, am văzut probele, am făcut teste. Pregătiți șampania că ne apropiem de moment. Ați rezistat mai mult decât... Pregătiți șampania, băietani! Deci? Am pus marcare roșie aici unde schimba culoare. Pot. Ai lucrat ceva? Oana, nu? Am lucrat un pic la asta. Ioana? Ce? Oana? Stai, mai avem, mai stau vreo 10 minute fiecare. Ia-i de-mi fiecare îl impulsionează pe ăla. Ești pregătit, da? Deci am mai trecut un anotimp, le mai pun un lingo. Încă puțin, s-ar putea să fie vorba de... Super tare pe creier, so. Cât putem. Cred că și destul de strong. O dăm din mână în mână până la domnul... Nu mă credea. E misiunea dumneavoastră. Este invitație, eu sunt invitatul. Ne-am în sărut, nu vorbim, vă rog. Bă, uită-te la mine. Uită-te la mine, ce te ajută să fac? Fii atent aici. Uită-te la mine. Asta e bine când e așa. Aici cedează. Începe să cedeze, dar încă mai rezistă. Sărut. Și acum se pupă. Bă! Câștigă Diana cu aia. Ridică. Așa. Să vedem. Aia. Nu. O lasă picioarele. 88 de minute, boss. O oră jumate au. Nu există durerea. Nu există. Este doar tot corpul. Ce te doare, nu ce mai poți? Ce te doare? Brațul, tot brațul. Care? Ambele. Trebuie să vin afară, acum ne încălzim. Mă rog, nu trebuie să reziști. A venit vara! Diana povestea că a intrat într-o stare oarecum de... Bă, lasă-mă cu Diana! Nu de meditație, de trans, așa. Ia câștigă, tu ce ai cu Diana? Ce ai cu Diana? Dar ține, nu, e podcastul tău. Nu, podcast. Ia-l, domnul Gâdea. Podcast. Bă, parcursul lor nu trebuie... Nu, băi, nu... de ce nu spui de amândoi și spui Diana? Ah, că de Diana mi-a plăcut. Irea, de el îmi place. Dar, de ce nu o gândești? Tu o gândești numai negativ, băi, Ștefane. Adică, ok, înțeleg, are părțile proaste, da. Felul în care vorbește cu el, felul în care e când se enervează, ok, da. Da, aceeași putem să știm despre Ana. Nu chiar. De ce? La ea n-am simțit răutate. Răutatea aia? De ce? Eu am simțit-o. Nu.
nu-ți place există ție. Există în orice femeie răutate, așa. Normal. Există și la bărbați. Exact. Și toxicitate și genul răutate ăsta de răutate a lui Diana, eu nu pot. Ok, o înțeleg. Nici pe alu... Nici pe alu... Nu, ai vrea să stai cu Ana așa. Nu. Dar uite, noi trebuie să fim echilibrați, nu? Pentru cei de la CNA, acum ar fi. Și acum vin și spun, dar poate ea compensează cu alte lucruri pe care nu a putut să le exprime pe TV, nu? Sunt convins, eu văd și văd. Dar de ce nu apreciezi competitivitatea ei? Exact. Că e super îndrăjită. Da, și poate prin felul ăsta de a fi, îl motivează și pe iubit. Pam, pam. Lucru pe care și el îl zice. El zice, eu sunt de lăsător, eu sunt comod, eu sunt lucruri pe care le are și Tudor, da? Și atunci lui convine lângă el o femeie care să tragă de el. Și pentru el astea sunt chestii... Tu încerci să mă convingi? Nu încerc să te conving, ci încerc să vezi balanța din relațiile lor și că competitivitatea asta a ei poate o să-i ajute. Ok, bă, dar mie nu-mi place stilul ei. De acord! Total de acord! Poate să fie, poate să leviteze, ești nebun să meargă, să facă din apă vin, să... Din vin apă, din ce vreți voi. Nu pot eu cu stilul ăsta, ce să fac? Continuăm. Nu zic, o fi de treabă, o fi treaba ei. Am discutat ca niște analiști. Da, 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 că... dar de ce? Hai domnul Dădea, dați play. Dați domnul Badea, imediat. Bă, câștigă ei, că eu mor aici, să moară Ciprian. Câștigă ăștia doi. Domnul Ștefan, stați puțin. Băi, acum când am auzit-o, deci efectiv săracan, îmi dădeam seama ce în sufletul ei și... Oana icnea de durere. Uite-te la mine, ești puțin din starea asta. Ești un pic din starea asta. Ești un pic din starea asta. El încă rezista bine. Uite-te un pic la mine, ce se întâmplă? Da, am avut câteva momente... Dar forță momente pe emoții, Radu. Da. Foarte bine. Și s-o la fel. Că nu mai pot să stau în picioare. Că mă ia amețeala, ca și când îți vine să leșin, că nu mai ai vlagă în corp. Oana, ridică-te drept. Ok, bravo, ca la sală. Ridică-te drept. Trebuie să tragi la sală, stai dreaptă. 95 de minute. Băi, oră 40 aproape. E mult, aproape 2 ore, mă, sunteți nebuni. Mi-e greu să stau 2 ore în picioare, dar apoi să mai ieși. Dădea corpul shutdown, fii atent. Nu mă ajutează nimic și că e totul ok și mă duceam așa în jos. În momentul în care Oana a început să plângă și nu mai putea tremura și să o încurajeze, am început să-i spun de Anei, hai că mai e puțin, hai să tragem de noi, că e ok. Uite-te la mine, ne apropiem de 100 de minute. Poți să-i ții cotul. Poți să o ajuți, da. Îți dai seama că dacă o doare, ia uite, o lasă-și picioarele. Vino pe mine. Oana, fără picioare, îmi pare rău. Oana, rezică-te. Te rog. Cartonaș galben. Ce înseamnă asta? Avertisment. Al doilea, da. Cea mare, dragii mei. Că Oana a dispărut. Gata, Oana, așa de așa, dar nu mai putut. Radu, nu mai pot. Le lăsăm jos? Avea pupilă dilatate maxim și stătea plecat. De efect, se făcuse pachet, săraca, de durere. Le lăsăm jos? Da. Ce prost ești! Asta nu putea fi regizată! N-am făcut nimic, băi! Hai, dar tu ai făcut ceva? Facem 500 de mii de vizualizări cu chestia asta. Ești gândul, boss! Răutatea din mână ți-a dat energia. Ai văzut? Ai văzut? Ce timing perfect! Bravo, Diana! Bravo, Diana! Nu știm de unde ai lucrat, dar ai lucrat bine. Dă numărul de la concierge să căutăm să curețe platou. Ce mufă ai... Stop! Acum vreau să puneți... Acum să puneți în cetinitorul exact reacția. Bă, curge șampanie din tavan. Asta da șmecherie. Curge șampanie. Cum o sărit în momentul ăla? Eu am vrut să-ți dau examenția cu sticla. Fântână arteziană de șampanie s-a făcut. Ce față ai făcut? Ați vrut spectacol, luați spectacol. Excelent. Pe pâine și cu șampanie. Ce frumos!
Doamnelor și domnilor, așa cum unele momente nu pot fi regizate în emisiunea lor, așa nici ăsta, nici cel mai bun scenarist nu putea să facă asta. Doamna regizor, cu plăcere. Bă, cum mă bubui, mă, la fix aia, incredibil. La fix, bă, ești la cafe. Băi, extraordinar a bubuit. Dar uite, asta e o idee pentru anul viitor. Testimonialele ar trebui făcute și individual. Păi au mai făcut, au câteva, au câteva. Pe toate. Te rog, domnul Badea. Mamă, să miroase a bogăție. Luați, vă rog, puțin hârtia, că-mi stă în cadru. Cam așa în șampania voastră. Va vă trebui șampanii. Dă ce, cu ăla, unde ce bine că n-ai dat-o pe mecul ăsta. Asta nou, nu? Nu e la nou. No. Mâine le iau lampă la nou. Curbă. Deci tu ai desfăcut-o și o țineai în mână așa? N-am de... Am, ai scos doar aia? I-am scos doar aia așa. Dar n-ai tras deloc de dop? Nu, nimic. Am zis, bă, poate nu știu cât e. Ai agitat-o un pic. Nu am făcut mai nimic. Da, 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 că te-ai enervat cu Diana, cu asta te mișcai. Nu, nu. Ei pus... Deci acum nu înțeleg. Ai pus tu timer, mă? Ai pus timer în ea? Nu, nu, nu. Nu, nu. Da. Ești nebun. Tu îți dai seama ce va râde doamna când va vedea această excelent, imagine? A fost excelent. Puneți tu un pahar. Hai că noi ți-am și ținut, i-am și ținut apărarea. Hai mă, că sun la corsier și ți-aduci un tricol. Da, un tricol. Ți-aș da eu un tricol, dar nu te-ncap. Scaunul, bă! Mai e, bă? Dă, mai e? Mai e, vreau să vedeți. Au câștigat oamenii ăștia doi. Au câștigat oamenii ăștia doi. Să dăm noroc la final, la... Nu. 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 Pune, bă, bă, cum put. Bă, și cum put, ești nebun. Lasă-mă să picure, da, așa e live. Lasă-mă să picure. Lasă-mă să picure. Păi știi ce, dacă facem pauză nu mai picură? Da, bravo. Lasă că merge, nu se strică nimic. Unde picură? Dă cât ți-a pute pune. Pune o găleată. Un lichean, aduceți un lichean, bă. Dar după cine își jură acum? Lasă-mă, lasă că nu e problemă. Deci, stai așa, deci. Întâi, felicitări! Puneți un pahar de felicitări. Hai că nu ciocnim. Puneți un pahar că pune ciocnim când anunță Dani. Felicitări câștigătorilor. Bă, pe mine m-a impresionat un lucru aici. Vreau să vă zic că m-a impresionat. M-am uitat aseară la emisiune, mi-am făcut cădiță, m-am băgat în cădiță, mi-am pus le. Bărbații adevărați nu fac cădiță. Așa o zis doamna. Nu respectăm. În fiecare seară aproape fac cădiță. Înseamnă că nu e. Cu spumă? Mă doare. Cu spumă? Normal, spumă, așa? Sare de baie. Băi, ce dracu, am folosit sare din aia Maldon, că am găsit în laborator, la cofetărie, am găsit vreo 2 kg, pe care nu le-am mai folosit de nu știu când și știu mai nou că sarea expiră. Are termen de valabilitate. N-am înțeles de ce, dar are. Și mi-am luat sare și când mamă, facem băieță... Mamă, ce televizor să moară. Acum ne-ai întrerupt când era un moment din ăsta de masculinitate alfa maximă. Bă, miroasa... Bă, Boscă! Fii atent aici. Urmează momentul care m-a impresionat. Uite cum i-a zis Sorin. Ăsta nu s-o ars, bă, nu? Nu s-o ars, mă, nimic, nu-i problemă, că am dat și eu la cântări pe el. Stai liniștit, okay. Rezistă. Nu, că ăsta e de indoor, nu-i de... Hai. S-o de indoor am și eu, că n-am avut bani să-mi iau de indoor. Dar îl pun și afară. Să știi că mi-a plouat într-un ecran și mi s-a ars doar un modul. Nu se arde decât dacă intră apă la transformator. Dacă nu poate să plouă pe el, dacă nu-i dai drumul când are apă în el, nu se pe din ala, nu? IP6. 36 IP... de ăla, da. Hai. Deci fii atent cum îi zice Sorin Daianei. Stop timp! S-a terminat. Dar nu mai puteam să văd așa, îți jur. A fost... N-am văzut-o în viața mea așa pe una. A fost cel mai groaznic moment. Na, nu, eram la un pas să leșin. Adică, efectiv, am dat tot ce am putut. Suntem power couple România. Suntem pac! Nu găseam energia să vorbesc, pentru că îmi foloseam toate energia rămasă asta, să mă țin pe picioare și să... Bă, acum îți dai step! Voi credeți că ei chiar sunt power couple? De ce să nu fie, mă, frate? Au câștigat? Eu nu, na, mă rog. Ia, acum începi tu, Calino? Bă, au rămas cei slabi în concurs. Nu, mă, nu, dar nu... Nu... Bă, eu... Bă, nici de ori la eliminare, păi tocmai e competiție. Exact, tocmai asta mi se pare cel mai tare lucru. Că de asta e cea și Emilia. Am înțeles, eu nu zic că nu... Au din trecut punctul odată pe lângă eliminare. Eu personal nu-mi doream să câștigi ei. Da, normal. Nu, dar că nu-i vedeam, eu nu-i văd uniți, nu-i văd. Ok, au felul lor de a comunica, e treaba lor. Eu nu pot, eu... Sistemul meu de valori. Măi, dar suntem părtinitori? Da, mă, dar nu știu, de când trebuia să doar să exprimăm niște... Viziune, o mare părere, o analiză. Ce să fac? Eu cred că nici mie nu îmi place dinamica pe care am văzut-o în relația asta, dar nu cred că ce vedem la televizor e definitoriu pentru toate cuplurile. Corect, corect și asta. Nu eu cred. Zic doar din ce am văzut. Corect, din ce am văzut, da. Ca așa comentam și la insulă, doar din ce tu vedem pe TV. Tu cine dorești să câștigi? Mi-ar fi lucru să câștigi Tudor cu Ana. Oana Radu.
Oana cu Radu, da. Și Edi cu Emi. Dar nu-mi zic că îmi displace. Emi, Emi cu Monica. Dar tocmai asta mi se pare că este struggle-ul și al unei relații. Așa. Cei care? Te elimini odată, erai să te elimini odată, erai să te elimini a doua oară, erai să te elimini a treia oară. Te elimină. Vin apoi. Vin apoi, te votează tot aia care te-a eliminat. Îi dai afară pe toți și da, câștigă toți. Da, penal, ești nebun. Aia mi se pare, că așa e și într-o relație. De fapt, nu neapărat e penal, că de fapt că așa e viața. Așa e viața. Asta e cerți. Uite, asta te cerți. Mâine greșești ușa, greșești adresa, te dă afară din casă, te cerți. Zic capul meu. Fai. Pentru că vrea să mă așez, vrea să mă întind. Ce mai este dat? Bă, băi, băi, ești Paul Campbell. E, poate și-o merită și el cu gesturile astea, auzi, băi. Să ajungem după atâtea suișuri și coborâșuri în final și să o mai și câștigăm. Paul Campbell, tu. Practic nu-i toată competiția asta. Nu zic că n-au muncit, că au muncit normal de mult ca ceilalți, dar nu e despre asta e vorba. La părerea mea, eu personal, dar am câștigat-o pe cea mai importantă. Eu cred că tu ai o traumă din trecut. Multe. Legat de... Legat de, da. Tipologia asta. Da, 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 foarte multe. Cred că amândoi am câștigat un partener pe viață și... Indiferent de care a fost rezultatul, știu sigur că ei sunt zen, păi ai zis că nu o să mai îmi placă de el. Sau ți-o zis el ții. Nu, el a zis că în urma probei ălea de pe plută, când urla la Oana, nu o să mai placă de el. Că urla, a făcut-o în toate fermurile. Na, nu. Bă, pe voi v-am udat? Nu, deloc. Niciun strop? Deloc. Hai, dar nu am sus și încolo. Pentru că noi am apărat-o pe Diana. Că tu ai pus mâna pe aia. Bă, tu-ți dai seama că o trimis femeia. Deci, ascultați ce zice domnul Dani aici, că domnul Dani nu vorbește aiurea să nu-l ascultăm. Titor, propuși la eliminare odată, propuși la eliminare a doua oară, propuși a treia oară, eliminați. Din dragostea colegilor și din fair play, întorși în casă. Ăsta este al vostru. Felicitări, sunteți primul power couple de România! Hai, noroc, mă! Yeah! Să trăiești, domnul. Ai grijă la pahar, te rog. Să trăiești și voi cei de acasă. Vă mulțumim foarte frumos. Da, că nu, tu, nebunule, că nu încheiem episodul aici. Nu, nu, nu făceam outro. Ziceam așa, vă mulțumim foarte frumos că a stat alături de noi. Și faptul că nu renunțăm. Asta mi se pare că e cea mai bună poveste pe care noi, telespectatorii, trebuie să o înțelegem din emisiunea asta. Ia spune. Că niciodată nu trebuie să renunți. Corect. Ah, corect, da. Așa este. Nu știi și de unde s-ar să renunți niciodată să nu-ți pierzi speranța. Da, da. Chiar asta dacă e. Ești ultimul, chiar dacă ești pe ultimul loc. Că eu v-am mai zis și ieri. Da. Noi de obicei, eu pe majoritatea oamenilor pe care știu care au reușit într-un domeniu sau altul, au plecat cu șansa a doua. Da, majoritatea timpului lor au fost considerați underdog. Underdog, ultimii. Mai sunt unii. El zice care... underdog că așa e în basket, el zice că știe nu, basket. Nu, nu în basket. Nu, bă, iar. Bă, nu-n basket, nu. Underdog-ul să ia. Știi? Da, mă, pentru că de fiecare dată competiția nu te ia în seamă, știi? Și dacă ești sub acel procent de 10% și mai nu sunt, ești mai visibil, sunt, mai avem poți... și norocoși printre noi. Absolut. Mulți. Absolut. Dar nu contează. Dar fără noroc și fără muncă... Norocul ți-l creezi tu. Da. Da. Muncind. Muncind. Și unii care au... Contexte. Și atenție. Și unii muncind. Care au doar noroc, la un moment dat se oprește. Exact. Aia. Dar muncind și muncind și muncind, la un moment dat apar oportunități. Normal. Unii văd oportunitățile din afară... Ca un noroc. Ca un noroc. Așa. Noroc eu. Doamne, ce noroc a avut ăla. Nu. Ăla poate a muncit zi de zi. Când tu stăteai... Ca să-ți creezi context, mă. Exact. Emisiunea asta sau ce podcast am dat-o pe motivațional. Asta nu merge, adică dacă nu făceam noi de la noi, nu ne-a zis nimeni să facem. N-am vorbit cu nimeni. Bă, hai să o facem. A, nu-i noroc, că ok, că a mers emisiunea, că a fost bună, că a fost rea, că a fost, am făcut. Nu, noi ne-am dus către. Deci nu cred în șansă, nu cred atât de mult în noroc. Norocul ți-l faci cu mâna ta. Cel puțin din punctul... Eu n-am câștigat nimic niciodată. Nici eu. Bă, niciun... Căzut din cer așa. La capacii de alea de suc, la nimic. Nu. Bă, nimic. Am găsit 50 de lei pe stradă odată. Eu n-am găsit. N-am câștigat bani, n-am dat din vreo rudă din aia cu vreo avere să mă trezesc peste noapte. Nu, nimic. Deci cumva nu prea cred în noroc, dar cred în șansă. Șansa pe care tu ți-o creezi. Da. Na. Power couple de România. Aici anunță pe toți. Sezon, la acestui show. Lino, iar cred că bombăne. Va face istorie. Este cuplul format din Diana și Sorin.
Dar nu s-a bucurat toată lumea. Nu s-a bucurat toată lumea. Nu, nu. Se joacă teatru bine. Și s-o zice aici. N-aș fi ajuns aici niciodată fără de comoditatea mea și lenea mea și de lăsarea câteodată și... El, recunoaște, 27 de ani. M-ar fi făcut lumea să mă opresc. Și te chinui în asta. Când am văzut-o pe ea, cât de mult își dorește și cât de motivată este să facem chestia asta, am zis, păi, eu n-am cum să mă opresc. Deci, muși din zidurile astea și nu... Deci, 100% este meritul ei. Vreau să vă anunț așa, că Power Couple, cu siguranță, așa funcționează cuplul lor. Niște oameni corect, pe care nu-i cunoșteam nu-mi așa, pentru noi toți. Mai vrei să mai zic o dată deloc? Băi, lasă-mă, Doamne! Băi, Ștefan, pe de altă parte nu pot exista două caractere alfa într-o relație. Absolut. Dar nu vreau alfa, băi, eu. Băi, nu tu vrei pacifist, înțelegere. Da, mie nu mă iei. Dar unii, tu ai dreptate, da. Unora le place asta. Da, dar poate alții nu funcționează decât așa. Eu zic din perspectiva mea, bă. Băi, să nu mai sară și Pavlova acum, să nu sară Pavlova. Unul sau altul. Corect. Din punctul meu de vedere. Place. Dar poți să o înțelegi. Nu-mi place să mă lăchească nimeni. Dar poți să o înțelegi. Dacă el accepte, e treaba lui, că doar nu fac eu duș cu Diana, ești nebun? Stai, ei dorm în pat, bucuții, puc tăticul. Uite că acum ai făcut duș cu șampanie. Da. Okay. Cauzat de această... Doamne, doamne, breaking news. S-a prins pic. Păi nu, da, nu, nu, eu nu consider că trebuie să fii lăchit ca să funcționez. Corect. Poate nici, unii așa la extrem, o duș la extrem, corect. E lăcheală, bă, lui o da lăcheală. Bă, eu cunosc oameni. Nepoțeală, se zice la modul. E lăcheală. Eu cunosc direct oameni care sunt în relații. Da. Care, pe care ei le-au ales așa. Ei preferă să fie conduși. Știu, mă, ei preferă știu, pentru că ei n-au drive-ul ăsta. Știu. Păi nu. Ei n-au inițiativă, ei n-au... Și acum ne întoarcem în chestiunile astea ce se discută și sunt acum la modă. Hm? Din cauza traumelor din copilărie. Absolut. 100%. Subordonarea de tip părinte-copil. Exact. De aici se trage. Exact. Știu. Ai fost obișnuit să fii împins de la spate. Sau părinții, sau alte relații pe care ai avut-o. Tu, bărbatul, trebuie să-l calci. E ce ai văzut femeia, și cum ai înțeles tu să te raportezi. Tu ca bărbat, când dacă ești învățat acasă, femeia trebuie să stea, să speli, să calci, și n-are dreptul la alea. Și asta vei spune și tu toată viața ta. Deci, eu consider că nu trebuie lăcheală în niciun fel de relație interumană. Bă, nu funcționăm, nu funcționăm. Dă-te în gura, măti. Gata, emisiunea s-a terminat. Are o retrospectivă acum la final. Da. Deci ei au venit toți odată, au plecat toți odată, nu? Au plecat toți odată acum la final. Mai ieftin, ești că ei charter, ești... Da, 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 nu ca pe insulă, nu? Bă, colac peste pupăză. Vă mulțumim frumos, încă o dată. Stai, lasă-mă, mai zic că nu plecăm, stai, că lasă-mă să fac extra. Nu, dar nu vreau să fac outro. Tu mulțumești așa în continuu, oamenilor. Da, păi, eu simt nevoia să le mulțumesc. Uite, avem tort cu fierți pe Power Couple, tort de Pavlova. Uitați, omul ăsta din dreapta l-ați descoperit în această emisiune și în emisiunea trecută. În emisiunea trecută. În emisiunea trecută. Șarmantul Radu Dari și-a găsit un loc în finală. Exact. Mă, asta cu șarmantul mă începe să mă deranjeze, că asta sigur e de la tine. Nu, nu, oamenii au scris. Scrie în comentarii. Da, da. Să nu și mai chemați pe Radu Dari, că este ziceam eu cuvinte așa frumoase de tine. Nu, nu. Ceea ce vrem noi să spunem în primul și în primul rând este, de fapt ce vreau eu să spun, este că vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. E unul dintre cele mai interesante proiecte în care am participat. Acum, fără să vă flatez, vorbesc serios. Faptul că m-ați pus la treabă să fac niște lucruri... Așa? În afara zonei mele de confort. Și vezi că oamenii apreciază acasă? Da, și am avut și feedback pe tema asta. Adică vine foarte multă lume în weekend povestindu-mi că m-au văzut aici în podcast, ceea ce pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Vă mulțumim foarte exact frumos! Dar cel mai important lucru pe care vreau să-l menționez aici este că voi ați reușit să potriviți chestiunea asta cu bârfa legată de relațiile altora, da, în contextul ăsta de familie, în care stai relaxat și te uiți și mai și mănânci ceva. Și mai și vorbim de noi. Mai vorbim și... de noi, da. Adică e o chestie super relaxată. Și mai zis cineva o chestie. N-am avut niciun plan. Noi n-am avut. The plan is no plan. Așa. Oprește prompterul ăla. Așa. După care mi-a mai zis cineva: bă, voi sunteți foarte relaxați în podcast. Mult mai relaxați decât sunteți pe că TV. Nu ne propunem nimic. Nu suntem în limită de timp. Da. N-ai în cască, nu zici hei, hei, ba da, de asta intră reclamă. Asta, acum, normal. Acum zici Andreea. Spuneți. Da. Dar n-am mai avut live. De băiatul ăsta, Spirian. De la concierj. De la concierj te cam. Concluzie. Când ne chem la tenis, da. Vreți în weekend? Da. Eu sunt ok. Și eu sunt ok în weekend. Sâmbătă sau duminică. Sâmbătă sau duminică. Gata. Nu, duminică nu pot. Toată ziua?
am emisiune dimineața, avem emisiune dimineață. Și? După care e 17, am ceva pe 17 de făcut, nu mai știu. Ah, mă duc la un eveniment Carlsberg. Seara. De la 4 la 8 seara. Păi aia e sâmbătă. Să vedem. Hai sâmbătă. Sâmbătă. Poate reușim sâmbătă după masă. E aglomerat sâmbătă la stejani. Nu, 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 dar să văd că am eu, trebuie să mă duc undeva. Și sâmbătă e mai scump, nu-și permite chiar așa la stejani. Expații pleacă acasă cu private. Noi fiind acum duminică. Că acum e duminică. Păi nu, vorbim pentru deci ieri am jucat tenis. Da. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim. Vă mulțumim. Acest canal care găzduiește această super producție Fierți și va găzdui și alte producții, gen Geană pe tine. Orice face Speak în blocul ăsta frumos, va fi găzduit ce de acest canal. Ce facem cu echipa asta echipa de producție, asta. Da. Le mulțumim. Da. După. Acum e ca la Oscar, lasă-mă puțin, că am momentul. Le mulțumim băieților care ne ajută, care mai taie emisiunea, care le montează, care ne pun pe TikTok, lui Speak că dedică timp, mie că mai taie astea, domnul Darie că face cu tartele, echipei de producție, lui domnul Dani că a venit aici, oamenilor, toți oamenii care se uită la noi și care comentați, pentru că fără ajutorul vostru, noi n-am fi aici astăzi la această masă. Mulțumim și Antena Play. Și Antena Play, da. Antenelor, de fapt, că ne-au dat acordul pe această treabă și pentru parteneriat. Ne vedem la Fierți pe Insulă. Dar de unde știi? Lasă-mă mai, eu vreau să mă văd la Fierți pe Insulă. Întâi trebuie să ne vedem acolo și după asta până atunci și mai sperăm. Încât suntem azi când săptămâna 17 martie, în aprilie. Am un episod, vreau să facem amândoi un episod Fierți, doar Fierți, nu Fierți pe nimic. Ok. Am un subiect pe care vreau să ți-l propun, dar ți-l voi propune în ziua aia live, ne vedem aici, dăm record și facem un podcast de 2 ore, da, în care vorbim despre ceva. Da. Și eu mai da. Am o propunere pentru dumneavoastră, că tot suntem în finală și tot probabil că ne urmăresc foarte mulți oameni. Eu vreau să facem un podcast Fierți pe mâncare, dar nu pe vorbe, ci să ne plimbăm prin țară și să ne zică lumea unde să ne ducem să mâncăm. Păi. Dacă ne sponsor, dacă ne aude. Da, dacă ne aude cineva. Noi infrastructura o avem. Noi facem. Bani facem. Mergem, gătim cu oamenii acolo în restaurant, auzim povești. Da. E păcat să nu arătăm celor de vârsta noastră, celor mai tineri, ce are România asta de oferit. Multe. Pentru că noi, în general, mergem prin concedii pe afară și ne bucurăm că ne-a servit nu știu cine la masă, că am mâncat produse locale. Sunt foarte multe lucruri super mișto. Și la noi. Pe care trebuie să le prezentăm într-un anumit stil. Că numai alea nașpa se prezintă. Exact. Să le prezentăm într-un stil pozitiv, da? Pe un mesaj din ăsta care să ajungă pe mediile moderne de comunicare. Domnule, mi-a părut... Nu uitați, am lansat și eu o piesă nouă, dacă vreți să-i dați acolo. Și... Ai ascultat-o? Și eu am lansat piesă nouă. Ai lansat piesă nouă? Pe 15. Azi încât suntem? Suntem în 13, azi peste 2 zile, deci ai lansat acum 2 zile. Acum 2 zile am lansat piesă nouă, Fly se numește. Fly, da. Și curând o să pun și imagini de la sala 4, n-am vrut să-ți dau astăzi, că o să pun curând pe net, frumos. Vă pupăm! Vă pupăm, vă mulțumim, ne vedem la Fierți pe Insulă, așa zice Ristei, eu nu știu nimic. Eu nu știu absolut nimic, dar Doamne ajută. Vă mulțumim încă o dată, să aveți o seară minunată. Domnul Gâdea, vă mulțumește. Hai să ștergem șampania. Bă, am șampanie în... Deci nu se putea, moment. Nu bă, se cum ai nimerit-o? Dar cum ai nimerit-o? Bam! Mă jur că nu am făcut absolut nimic. Și când a pus degetul pe ea, a pus cumva de numai sus și partea aia s-a dus încoa nimic. Costumele noastre, ca ziceți, mulțumesc eu pentru asta. Cosmo, el